puncte pe ordinea de zi. Salutăm în prezența în mijlocul nostru al domnului Ungureanu și salutăm în aceeași ordine prezența câtorva cetățeni din comuna noastră. Aș vrea ca această ședință să se deruleze într-un pic mai decent și mai organizat. Se sizez lipsa de la ședința de astăzi a domnului consilier Pașcu. Greșesc sau nu? Trebuie să apară, că nu m-au sunat și o discurie. Suntem în ședință, da, mă așteptăm câteva minute. Eu zic că este o ședință importantă pentru noi și mai putem aștepta puțin. Între timp, până vine domnul Pașcu, ar vrea cât de cât să sintetizăm activitatea noastră, fiindcă chiar în fel de bilanța la anului trecut, consider că activitatea în Consiliul Local și al primăriei este bună. S-au făcut mai importanța anul trecut pentru schimbarea imaginii comunei noastre. S-a terminat din acea 1919, drum la care toată lumea doar visa. Am avut $1.000.000 de la Ministerul Dezvoltării pentru alimentare cu apă Buravoiei. Tot un vis al cetățenilor din comuna Buravoiei. S-au definitivat în proiecte europene drumul spre biserica de la Buravă și baza sportivă. Pot spune cu certitudine că drumul de la Dumbrava se va continua până la Maria Manea, până la Neapostică, la Gaj de la Poartă, avem bani locali, suntem prinși cu acest proiect prin Valea Procusului, organizații din care și noi facem parte. Ca rezultat al muncii dumneavoastră și chiar a cetățenilor din comuna Buravoiei, care au înțeles la un moment dat că noi am vrut să facem ceva pentru comună, din economiile făcute, în condițiile în care, domnul Barbaru, în condițiile în care noi chiar am depășit ceea ce ne-am propus. Am terminat electrificare ulițele Temelia. În aceeași ordine de idei am făcut și iluminatul public tot anul trecut, Părtinata și Temelia. Drumul spre la casa parohială în Părtinata s-a definitivat cu tuburi de fiul 800, cu 267 metri și consider că acolo chiar a fost munca și rezultatul muncii colectivului pe care noi avem ofertă basculantă, pe bunul excavator și chiar a domnului viceprimar și a oamenilor de la 416 de la Actor Social, este un drum pe care și oamenii din Părtinata îl așteptau de mulți ani. Acum acolo se circulă în sandale. Ca o mulțumire adusă dumneavoastră, chiar de Nea Ilie, un om de 82 de ani, vă pot reproduce motamot. Domnule primar, vă felicit, am crezut că mor și la 82 de ani nu mai merg în sandale în Părtinata. Este efortul și a Consiliul Local care la timpul respectiv mi-ați aprobat, oameni buni, acele proiecte cu autograder, cu compactor, cu piatră spartă și sos. Menționez în aceeași ordine idei că la capăta toate ulițele s-a muncit de acolo luni de zile. Și acolo am mers pe marea majoritatea lor, chiar în ajunul Crăciunului, noi, domnul Mustea poate confirma, noi împrăștiam balastul pe acele ulițe. Am terminat drumul la Motocești până la școală. Acolo iar a fost o investiție grea. Mi-aduc aminte anul trecut, prin ianuarie, cum căram acolo ca să fiu sincer, așa, ca buldozer s-a muncit acolo. Tot puneam balastul de pe malul apei și unde tot aduceam balast, parcă se ducea la americane atunci, era stratul de noroi,
de pământ care chiar făcea ca acel drum să fie impracticat. Astăzi se circulă foarte bine pe acel drum. Avem drumul la Păltinata. Era un drum care, în momentul în care cobora o mașină sau o căruță, una care urca la dealtea să treacă. Astăzi, acolo, este, din toate punctele de vedere, ok. Mai pot menționa cu certitudine și acea cei care sunt din Gura Goiei, care au suferit de două ori inundații. Digul l-am dus foarte bine anul care a trecut. Și vă spun că acolo acei oameni stau în spatele acelui dig și spun: vă mulțumesc dumneavoastră. Și spun: Doamne, că am apucat să văd dig și nu va mai fi, nu vor mai fi puse agonisarea de viață în pericol și chiar vieți omenești, că s-au pierdut și două vieți omenești. Ce aș mai putea menționa? Fața comunei arată altfel. Am făcut stațiile de autobuz, toate. Șanțul Rigole, când cineva vine în comună, cred că nu ne este rușine. Menționez încă o dată că este pentru prima dată, cel puțin din actele care sunt în primărie, când au fost bani permanent, nimeni nu a plâns pentru lipsă de fonduri sau motorină sau combustibil sau piese sau structură. Am dat și cu ajutorul dumneavoastră, în condițiile care am făcut ședințe extraordinare, am dat și ajutorul de lemne înainte de anul nou, al doilea an la rând. Tot cu aportul dumneavoastră și a hotărârilor luate de dumneavoastră, am dat și acelor copii de Sfântul Nicolae cadouri. Este și aportul tuturor prezenți aici. Multe ar mai fi de spus, dar aș vrea să mă rezum la următoarea frază. Avem 5 miliarde 500 economie în fondul de rulment. Mai avem de primit de la drumul care s-a făcut spre biserica de la Dumbrava, 2 miliarde 700. Consider că Guvernul României, prin hotărârile luate, prin faptul că ne vin banii de la finanțele publice, în funcție de anumite criterii, numărul de locuitori, câte hectare are comunitatea noastră, în funcție de numărul de kilometri, de drumuri comunale și locale, și de procentul încasărilor la bugetul de stat, am primit fonduri bune, care chiar cred că vor aduce aportul în comunitatea noastră și mai spre stat. Împreună cu factorii de răspundere din primărie, cu domnul contabil, doamna secretar Răileanu, și din consultările cu ceilalți consilieri, am făcut un buget, cred eu, rezonabil. Un buget care să cuprindă toate laturile și aspectele necesare comunității noastre în perioada următoare. Cred că este un buget bine instrumentat. Am ținut cont și de părerile exprimate de domnul Antuși, cu doamna Enache, cu domnul Baru, pentru puțul de la care să-l porăm la școala Emilia pentru grupuri sanitare. Am ținut cont că vom face grupuri sanitare la Dumbrava și la Gura Goiei. Am ținut cont că vom continua drumul la Dumbrava din bani alocați. Menționez că la solicitarea consilierilor de ieri s-a mai menționat trecerea sumei de la DIC de 60.000 de lei, 600 de milioane pentru proiectul alimentare cu apă Dumbrava. N-aș vrea să credeți, oameni buni, că ne-a scăpat acel aspect. Nu avea cum să ne scape. Dar, având în vedere că în 2013 legislația s-a schimbat, eu cu domnul contabil am semnat personal și mă bucură că avem în mijlocul nostru și televiziunea, toți ceilalți primari o vor confirma, noi la ora actuală, când solicităm finanțare pentru proiect european, solicităm pe bază de SF-ul și documentație tehnică, fără proiect.
Nu mai avem voie să semnăm proiect până nu primim finanțare de la Ministerul Dezvoltării sau prin ce măsură la filias sau în ordonanță de guvern. Nu avem voie să mai semnăm acele contracte că eu cu domnul contabil vom plăti. Ca să nu fie disensiune, ca să nu credeți că noi, colectivul de conducere din primărie, suntem refractari la dorințele dumneavoastră, am prins la amendamentul dumneavoastră după ședința de comisie de buget, am prins acele 60.000 de lei în buget ca să stingem conflicte și alte discuții inutile. Dar menționez, acei bani se vor regăsi în fondul de lumea la art. Este păcat să nu-i folosim. Mai menționez că sunt încă în Consiliul Local oameni și consilieri care au amintit și știu eu că le-am gândit care mergeau acum 5 ani, care mergeau acum 7 ani. Nu se poate să fie aprobat un buget în trimestrul 3 și 4, că e campanie electorală. N-aș crede undeva în România că un local aprobă banii în trimestrul 3 și 4, că după 3 și 4 mai e valerii că mi-ați, dar mai suntem consilieri, mai facem. Dacă nu până să facem loc table, oameni buni, dați dovadă de responsabilitate. Un singur lucru mă mai ține aici, în prezența dumneavoastră, faptul că am început niște proiecte și datorită dumneavoastră și acele proiecte nu trebuie să le continuă. Este păcat să pot aprova acele proiecte și acei bani în trimestrul 3 și 4 din următorul considerent. În trimestrul 3, dacă dumneavoastră mi-a aprobat, asta înseamnă iar procedura de achiziție publică și când fac căminul cultural la Dumbrava, în decembrie, când fac digul, în februarie, ălălalt an, ce fac? Asta au fost niște discuții cu domnul primar, n-are niciun... Așteptam pe domnul Pașcu. Nu, haideți să vedem și așa ce vreau. Scuzați-mă, dar așteptam că am spus că vine după... Domnule, el a zis că vine, dar dacă poate să intre și în ședință. El a fost aseară la comisă și a spus punctul de vedere. Dar am spus ce să... Fiecare consilier are dreptul la opinie, pentru că el reprezintă un grup de alegători, veniți aici. Am crezut că... Deci nu, dacă el nu suntem obligați să ținem cont de... Trecem la ordinea de zi cu mențiunea. Domnul Pascu este absent, da? Și asta e domnul Pascu. Da, deci se va da, vreau să se consemneze procedurile. Asta este o propunere la mine și vreau să înțelegeți un lucru foarte clar. Vine acum. Numai un pic. Sunt două instituții total diferite care nu sunt subordonate unea celelalte. Primarul și primăria este o instituție, Consiliul Local altă. Există numai... Nu sunt instituții, nu. Sunt organe deliberative separate. Nu vreți să le numiți dumneavoastră, dar nu e nimeni subordonat celuilalt. Există numai colaborat. Deci dumneavoastră puteți să chemați să participați la ședințe, ca așa prevede legea. N-am spus altceva. Iar dumneavoastră nu puteți stabili, consiliul este cel care învoiește. N-am spus nimeni altceva, domnul. Da. Să nu creăm tensiune de la început, pentru că e ședința foarte grea și ar fi păcat să nu desfășurăm ședința. Da. Trebuie să alegem un nou președinte de ședință. Având în vedere sunteți cel mai în vârstă și cu mai experiență, dacă îmi dați voi. Sunt consilieri care nu au fost președinți și în această situație am fost de 3 ori, doamna Enache la fel, legea administrației publice locale stabilește un număr de mandate, de 2 mandate, deci eu o propun pe doamna Bucur. Pentru că n-a fost niciodată. Da, este. Fiecare dintre noi... Eu vreau domnul Barbu, că e bugetul, e ceva mai special, sunteți în comisia de buget. Dar iată, suntem proști, domnul Vârlan. Nu, doamnă, dar nu e nimic. Eu aș propun să fie doamna Bucur, n-aș mai spune. Concret, mai este altă propunere. Domnul președinte, să puneți la vot, ați fost până când predați mandatul. Mai sunt la mea și propun pe domnul Vârlan. Așa, deci sunt două propuneri. Sau eu revoc propunerea domnului Vârlan. Deci, consilierul are dreptul ăla. Doamna Bucur, acceptați? Eu v-am propus, da.
Domnul Vârlan, acceptați? Păi da, dar ce? Și am luat vot. Hai să supunem la vot propunerea domnului Barbu. Nu votați. Votați? După ce vă validăm. 2, 4, 6. Dar, nu-i problemă. Da. Da. Deci, ce să ne așteptăm pe mine? Nu e problemă. Dar nu-i problemă. Nu-i a nimeni. Păi, trebuie să nu. Nu. Aveți materiale? Nu. Are o ordine de zi. Tot acolo. Procesul verbal de la ședința următoare. Este în dosar? Da, sunt în dosar. Punem întâi procesul verbal. Să supunem la vot. Nu citiți, îl supuneți la vot. Supunem la vot procesul verbal de la ședința care a trecut în perioadă, da. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Știți punctele toate? Nu, am primit ordinea de zi. Da, de fiecare. Eu propun scoaterea de pe ordinea de zi. Nu mai uite pe vorba. Deci ordinea de zi, domnul primar ne-a trimis o... Mă scuzați, domnul primar ne-a trimis o ordine de zi pentru ședința ordinară. Trebuie votat această ordine de zi și modificările le facem după ce votăm. Da, cine este pentru ordinea de zi? Dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin în ceea ce privește schimbarea câtorva puncte, ținând cont de ordinea pe care noi am primit-o, pentru ca să oferim posibilitatea să participe noul consilier la activitatea ședinței de astăzi, aș propune să dezbatem întâi punctul 8 și 9 și apoi să începem cu punctul 1 și 2, pentru că în comisiile de buget și în celelalte comisii am înțeles că în ședința de astăzi ordinară să dezbatem aceste patru puncte, urmând care scurt, pentru că fiind un volum mare de material și de proiecte, să le aprobăm într-o ședință extraordinară în care, dacă domnul primar nu convoacă un grup de consilieri, o putem convoca noi, trei consilieri. Deci, vă rog să faceți... 8 și 9 devine 1 și 2. 1 și 2 devine 8 și 9. Nu, 1 și 2 devine 3 și 4. 3 și 4. Și celelalte să le dezbatem 3, 4... Deci, 5, 6, 7, într-o ședință extraordinară. Legea 205 calitate publice, un proiect de hotărâre se scoate de pe ordinea de zi. Nu, doamnă, rețineți un pic, țisim legea. Consiliul local se poate împune legi. Rețineți un pic, doamnă, nu v-am întrerupt. Când dumneavoastră a ridicat o problemă, v-a anunțat. Citim, scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi o face inițiatorul. Numai eu pot să scot. De ce? Nu vreau să scoateți cu angajarea ca mea de avocatură. Am procese până dumneavoastră vreți să mai faceți proiectul de hotărâre, să pun pe ordinea de zi și pierd procese. Nu vreau să scoateți calificativul secretarului, fiindcă eu ieri am fost la tribunal să apăr instituția și nu altcineva. Da, cam asta este. Încă o dată, legea... Dimutăm bugetul că n-am avut timp să studiem. De deja am decalat domnul primar data de ședință, care era de data de 12. A fost de acord la același... A fost de acord să discutăm doar bugetul. Nu, am fost de acord. Ori cu bugetul, ori facem toată ședința care trebuie toată ședința, ordinea de zi nu se modifică conform legii. Noi trei și apă propunerea domnului Barbu. Să schimbă ordinea. Ordinea la 1 și 2 se devină. Ordinea, da, este ok. Discutăm doar 4 proiecte pe ordinea de zi plus diversi 5. Cine este de acord pentru propunerea? Nu. Scoaterea la ordinea de zi. V-am spus și repet, nu vă puteți opune legi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se face numai acordul inițiatorului. Nu dau acordul să scoateți de pe ordinea de zi. Bun, le-ai scurt. Nu o să facem chiar așa o muncă mare dacă mai le discutăm și celălalt din nou. Aseară am sunat una și astăzi de astăzi. Care are timp să pierdă timpul. Măi, Florine, dar legea transparenței spune cu 30 de zile trebuie să publici ședința când este. Cu 5 zile înainte să scrie. Hai să spune. Chiar le-a respectat pe toate. Eu consider că dacă o luăm după legii nu mai face nimic cu comuna asta. Deci nu, haideți să... Chiar...
Să știi despre punctul ăsta, doar l-am amânat din ianuarie, l-am tot amânat, acum ce facem? Am spus că la buget în februarie o să discutăm punctul cu juristul. Vrei ce facem? Atunci trebuia să ținem ședința pe data de 12 și atunci discutăm. Deja suntem pe data de 12, deja... sunt probleme cu salariile, cu profesorii. Deja am discutat una seară și deja până dimineață s-au schimbat tot ce s-au discutat. Aceste două proiecte care dumneavoastră vreți să le scoateți de pe ordinea de zi, m-am spus de patru ori puse, să știți. De patru ori le-ați amânat. Odată le când cineva pleacă la stână, altdată când ați le lăsăm. Rămân pe ordinea de zi. Doamna, dar rămân pe ordinea de zi și fiecare va hotărâ atunci când va. Așa e. Nu a votat, dacă v-a votat, dacă nu s-a văzut. Trebuie să votăm într-un șansă, nu am pregătit materialul. Se reprezintă Consiliul Local. Deci, în așa. Supunem la vot schimbarea proiectului. Întâi, doamna secretară, au propus scoaterea punctului numărul 6. Trebuie scos pentru că evaluarea la mașini vine astăzi și eu am pregătit materialul pentru... Și pe urmă, propunerea domn Barbu cu înaintarea proiectului. Așa este. 6 trebuie scos, nu este. Și îl punem pe ordinea de zi la o ședință următoare. Asta da. Deci, propunem la vot 8, 9, 1 și 2 și 1 și 2, 3 și 4. De ordinea de zi. Da? Cine este pentru? Și scoatem după aia 6 și... Și scoatem articolul 6. Punctul 6. Proiectul 6. Puneți la vot și punctul 6. Deci scoatem... Și punem la vot și proiectul numărul 6. Scoaterea lui. Scoaterea lui. Pe ordinea de zi. Corect. Să punem la următoare. Da, numai, doamna președinte, dacă tot ați spus că vreți să participi consilierul nou venit la... Trebuie să punem punctele 8 și 9, da, primele. V-a spus că le treceți 2 și 3. Nu, domnule, am spus 8 și 9. 1 și 2, am înțeles 2 și 3. Scuzați, am înțeles 2 și 3, că ați pronunțat la 1. 3 și 4. 3 și 4. Atât, păi ca să fie primul la început în discuție. Dar așa au fost de la bun început. Da, este ok. Proiectul hotărâri privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Ionache Costică prin deces. Prezentați materialul. N-a dorit nimeni așa ceva. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ionică Ileana. Da, aici comisia de validare, nu am zis, suntem trei membri în comisia de validare, noi am studiat dosarul, suntem, el este, doamna întâlnește condiții să vă privilegi, deci vă propunem să... Votați proiectul propus în vederea validării. Da. Avem adresa de la... O să consemnez. Comisia de validare sunt eu, domnul Alecu și... Deci au studiat. Este normal. Și așa este bine. Da, și putem să punem la vot. Da, să punem la vot. Ați pregătit jurământul. Da. Validarea mandatului de consilier al domnului Ionică. Da. Haideți să citeți jurământul. Nu vă îndeci pe nimic să... Citeți. Nu vă îndeci pe nimic. Putem să dați în picioare. Putea și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Curavăii, așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Bine ați venit în mijlocul nostru, sper să vă aduceți cu demnitatea la desfășurarea în bune condiții a activității comunii Curavăii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunii Curavăii pe anul 2016. Domnul Cotan. Raport de fundamentare al proiectului de buget pe anul 2016. În baza adreselor transmise de Direcția Finanțelor Bacău și Consiliul Județean Bacău, se propune următorul proiect de buget. La partea de venituri, suma totală alocată, inclusiv venitul, este de 5.050.980 lei. La partea de cheltuieli, aceeași sumă, defalcată pe capitolul bugetare, astfel, la autorități publice, suma de 1.023.000, din care pentru salarii, suma de 720.000, pentru cheltuieli materiale, suma de 297.000, pentru secțiunea dezvoltare la acest capitol, suma de 6.000, proiectare grup sanitar, primăria Buradei, la capitolul transferului cu caracter general, suma de 124.000,
la capitolul ordine publică, suma de 107.000, din care 100.000 cheltuieli personal și 7.000 cheltuieli materiale, la învățământ, suma de 1.676.000, din care 37.000 pentru naveta cadrelor didactice, asigurări și burse suportate de Consiliul Local, pentru secțiunea funcționare, suma de 1.666.000, din care cheltuieli de personal 1.443.000, cheltuieli materiale 223.000 lei. Pentru acest capitol la dezvoltare avem suma de 10.000 lei, pentru proiectul Grup Sanitar Școala din Brava și amenajare CUT 5.000 lei, temelia. Pentru capitolul sănătate avem suma de 47.000 lei, din care 46.000 lei cheltuieli de personal și cheltuieli materiale 1.000 lei. La cultură avem propusă suma de 100.000 lei, în care 37.000 lei cheltuieli de personal și 63.000 cheltuieli materiale pentru poștă, iluminat și activități culturale 10.000 lei. Asistență socială avem propusă suma de 476.000, din care cheltuielile cu indemnizații de 300 persoanelor cu handicap 363.000, 30.000 pentru proiectul UNICEF, ajutoare sociale 83.000, din care încălzire 13.000 și ajutor cu lemne 70.000. La secțiunea servicii de dezvoltare publică avem o propusă suma de 160.000, din care iluminat 120.000 și alte servicii 40.000. Pentru acest capitol la dezvoltare avem următoarele propuneri. Alimentare cu apă suma de 889.980, consolidare protecție mars stângrâul Trotuș, 341.000. La protecția mediului suma de 3.000 lei. Pe capitolul transportului avem propusă suma de 105.000 lei, din care carburant 75, 20.000 piese, alte cheltuieli 10.000. Pentru bugetul de venituri proprii pășunea avem propunerea de suma de 78.000, din care amenajare, captare, apă rotundă 40.000, drum acces capăta 38.000. Consider că acest raport se leagă și de raportul următor privind utilizarea fondului Euromed. Propune să le citesc o dată pe amândouă, le discutăm și le aprobăm separat. Da. Deci avem în fondul de Euromed suma de 349.800 lei și se propune utilizarea sumei de 549.000 de lei, și propunem următoarele. Construire cămin Dumbrava, suma de 500.000 de lei și amenajare mal râul Trotuș, suma de 49.000 de lei. Față de acest proiect de buget, în Comisia de Buget Finanțe s-au adus unele amendamente, care o să le prezinte Comisia. Dar la cămin cultural n-ar fi bine să trece centrul cultural. Asta este proiect. Conform articolul 118 din 2006, nu-i centri culturale să facă. Deci trebuie să-i schimbăm titulatura proiectului și trebuie schimbat toate criteriile. Trebuie schimbate că degeaba. Cămin cultural nu o să puteți construi decât centru cultural. Da. Rămâne cămin cultural, nu schimbăm noi acum toate actele. Proiectul este făcut. E cămin cultural, că îi spun papuc, tot papuc. Bine, domnul primar, o să vedem cu căminul cultural, dacă o să cămin cultural, așa se numește. Pentru astea sunt aprobările pentru autorizații și inclusiv mediul inclusiv sunt făcute. Nu putem schimba toată documentația, nu din ora Bacău să plătesc iar taxe și impozite și mai mult domnul... Da, domnul primar, dar de exemplu, la o ședință din vara asta, dumneavoastră, când domnul viceprimarul a propus ca să ia 4 miliarde să a vrut, atunci, nu, atunci, la căminul cultural, dumneavoastră a spus cu vorba dumneavoastră că nu se poate finanța, nu se primește finanțare pentru căminii culturale. Și a spus că faceți centru cultural la temelie. Doamna, vă voi interpretați greșit expresia mea. Multifuncțional, așa. Sunteți de la multifuncțional, este granița, faceți confuzie. Dar știu, nu, a spus multifuncțional, am corectat. Social, multifuncțional, de care este la grădiniță temelia, prin proiect, prin fără de ser, la care așteptăm, avem tot ceea ce înseamnă proiectul absolut și așteptăm finanțare. Când cei de la fără de ser vor scoate la finanțare măsura noastră, suntem pe la 62 din 159 de proiecte depuse. Au venit la fața locului, au văzut, nu sunt bani pentru moment. Două
asemenea proiecte au fost aprobate pe totul de Bacău, Mărgineniu și cu asta da. E ceea ce vă pot confirma, se știe de către postul, cu scuze de goare, în asemenea în perioada aia, da. Așa a fost viața. Da. Nu contează dacă nu eram, dar eram prezentă la ședință, așa că am auzit foarte bine ce a spus. La președinte, dacă îmi permiteți. Dar cine să strigă la cuvânt? Noi, în cadrul Comisiei de Buget, eu am venit cu un amendament. Faptul că în proiectul de buget s-a omis, nu s-a alocat nicio sumă pentru proiectul privind alimentarea cu apă pe satele Temelia Dumbrava. Cele gen sate. Da. Capăta Dumbrava, Temelia, Pătinata, Motocești. Motocești. Deci, pentru proiectare, în urma consultărilor cu domnul contabil și cu domnul primar, eu am venit cu un amendament legat de alocarea sumei pentru terminarea acestui proiect de 60.000 de romani, sumă care se va lua 49 de la fondul de rulment de la amenajare mal râul Totuș și 11 de la consolidare proiect, rămânând ca pentru DIX să rămână suma de 331 de mii de RON. Noi mai avem de primit de la GAL niște bani, în jur de vreo 2 miliarde și ceva, care sunt banii care au fost investiți de către Consiliul Local pentru drumul de la Dumbrava. În momentul în care vor fi nevoie de încă o anumită sumă pentru DIC și, bineînțeles, și pentru Căminul Cultural, unde avem la Dumbrava alocat 5 miliarde, adică 500.000 de lei vechi. Aceste două proiecte se pot termina un procent de 80%, urmând ca eventual noul Consiliu Local și noua conducere a primăriei să continue aceste proiecte, că așa e normal, toate proiectele care, și aici avem foarte multe proiecte care s-au derulat în perioada mandatului nostru și a domnului primar, dar ele au fost făcute, au fost inițiate, proiectele au fost terminate și în mandatele trecute. Deci nu putem realiza un zid între activitatea unui Consiliu Local și a primăriei după 4 ani și următorul executiv și următorul Consiliu să realizeze absolut tot. Peste tot, dacă urmărim la nivel național, sunt proiecte care nu se pot termina pe perioada unui mandat. Sunt proiecte care durează și 3-4 mandate. Deci, gândesc că și la Gravei alimentarea cu apă este într-un stadiu avansat. Sunt deja prinse 889, aproape 900 de mii de RON. Finanțarea este făcută de Ministerul Dezvoltării. Sigur, dacă proiectul pe alimentare cu apă în cele 5 sate se va termina, este clar că el se va obține finanțarea, pentru că știți foarte bine în programele guvernamentale, faptul că suntem membri ai Uniunii Europene, suntem obligați să accesăm fonduri europene pentru a termina aceste proiecte de alimentări cu apă, canalizări, tot ce se leagă de infrastructura unei localități. Supun deci spre aprobare de către membrii Consiliului acest amendament pe care l-am făcut eu. Aș vrea să mai fac o precizare, modificarea proiectului, deci acest proiect care este propus de către domnul primar, el nu poate fi modificat decât prin amendamente. Așa cum orice proiect care îl dezbatem, el se modifică prin amendamente, votate, dacă sunt votate de Consiliu, dacă nu, rămâne așa. Dar asta este... Cine să stai la cuvânt? Domnul Mici. Ieri, la ședința pe comisie, noi am avut niște discuții. La început au fost contradictorii, după aia, probabil ne-am mers la o înțelegere. Domnul primar a promis că proiectul de apă de la Dumbrava îl scoate cu 60.000 de lei. Da, domnul primar? Asta ați promis ieri. Bun. Domnul contabil a solicitat suma de 20.000 de lei pentru plătirea tuturor avizurilor la SF Apă Dumbrava, da? Deci, dacă domnul primar aduce proiectul de apă la Dumbrava cu 60.000 de lei, automat trebuie suplimentat
bugetul cu 20.000 de lei să se plătească avizele care sunt în curs ca să poată pune acest SFO la Ministerul Dezvoltării. Ați spus, da? Domnul primar, tot ieri, a promis că din banii de la drumul, de la Dumbrava, care se vor întoarce de la Hafier Iași către primărie, suma de 150.000 de lei merge la apă, la cămin, la cămina Dumbrava. Deci eu repet, sper că este mult. De acord, vă dau răspuns. Da. Nu e dorința mea, ce propunere am. Din această sumă care rămâne de la DIC, probabil vreo 330 de lei. Așa, din această sumă care rămâne de la DIC, ar trebui făcut un proiect micuț și pentru partea care este la Andronic, deci nimeni nu s-a mai dus în partea asta de la Andronic, sunt cele 7 case la care se trece cu piciorul. Există șanse, după prima zăpadă și așa mai departe, să nu se mai circule deloc. Iar restul... Și din coace sunt 14, tot în aceeași poziție și nu s-au rocat nimic. 14 casă, nu alimentare cu apă, nu consolida drum. Când vă rog, nu las cuvântul, doamna. Vă rog, tot... Nu vă vine rândul să fie casă, doamna Blanșe. Nu pot să... Deci suma nu pot să o propun. Deci domnul primar, înainte de a defalca această sumă de la diguri, trebuie să vină cu un proiect și un deviz estimativ. Degeaba spun eu că ia 2 miliarde și pune acolo, poate costă 7. Sau poate dăm, sau poate costă 1 miliard. Deci, să vină în Consiliul, la următoarea ședință de Consiliu Local, cu proiectul și cu devizul estimativ, și atunci spune, da, domnule, din suma asta pleacă atâția lei, pleacă în partea alaltă. Și atunci am rezolvat și problema la cele 7 case care sunt acolo, nenorocite și... Da, da. Deci rămân la zi cu 330 și atunci când vine eu pe plec. Da, domnul Ricci, gata? Da. Domnul Șbota, tot aceeași poziție, eu am mai luat și am trecut și Becă am luat cuvântul pentru problema asta, dar nu s-a rezolvat nimic decât un singur Bec care o ars 3 zile. Acolo soartă nu s-a pus, la 14 case astea, dacă Doamne ferește, am mai spus-o și anul trecut, ia copuna, așa de pompieri, n-are ce căuta, n-are cum să ajungă acolo. Și în centrul satului, nu-i tu la Geabuc, Fedeal sau la Mamagai. În centrul satului, aici 14 case, nu apă, nu consolidarea drumului, acolo doar cu bicicleta să trece, s-a dărâmat drumul ăla de tot. Și, nu știu, strada aia de ce nu se poate face nimic. Doamna Rica, ce în ședința de comisie învățământ, la fel am hotărât ca să fie o sumă alocată pentru banii, pentru apă la Dumbrava. Pentru că banii ăștia trebuie să tragă 5 sate. Și nu mi se pare corect să ne oprim acum numai la Gura Băie și la Dumbrava să ne ajungă. Te referi la această sumă? Nu mă refer, nu am discutat o sumă, da. Dar să găsească bani pentru apă la Dumbrava. Da. Cum ați propus? Am spus și eu. Da. Ce mi-ați dumneavoastră? O secundă, dacă îmi dați voie. Mai domnul Pașcă, poate răspunde la asta. Ca să vă dau răspunsul la tot. Da. Același lucru cu drumul de la Andronic. Nu ai mai fost în zonă. Nu se mai poate trece nici cu piciorul. Deci acolo trebuie neapărat luați măsură, pentru că, indiferent, cum, dacă nu se rezolvă acum, rămâne așa. Deci trebuie din banii ăștia prinși și anul ăsta a rezolvat problema acolo. Mai ales că o parte din cetățeni au și căzut acolo în apă. Da, a fost un accident. Da, 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 da. Deci trebuie ținut cont de problema asta. Să nu zic câte o bucată, câte o bucată și pleacă. Asta este, da? Bun. Da. Nu, la două cuvinte, că vreau să dau contradicție la domnul
Ciubotaru pentru că... Solicitat altceva, domnul... Dar care merge aici așa la Marieta, la Tinei, la fel, și până la ultima casă va merge alimentarea cu apă, până la ultima casă la Gică Voghere. Ulița lui Strugaru, Putucelea, Iorga, la fel, inclusiv de la biserica de jos până va face juncțiunea cu conducta care merge la Costea, la Deap. Asta este răspunsul, nu vă faceți probleme, noi ne ținem de cuvânt, da? Acum, domnul, stați să vă dau răspunsul, discutăm pe rând, v-am întrebat unul. În condițiile în care, la dumneavoastră, cel puțin de 4 ori, știu că am fost numai eu și am băgat și soț și balastru, a spus domnul Antochi, consilierul dumneavoastră la poartă balastru, numai un pic, întrebăm simplu, am pus balastru până la domnul Michel la poartă, la domnul Chibotaru, sincer, acum, cum n-am băgat niciodată în piața nimănei? Mă rog să informați corect. Ulița, domnul, nu dezinformați. Pe ulița aia am băgat și butul scapatorul de-a mers și la Butucelea. Acolo se va continua. Din ce cauză n-am mai revenit acolo? Am avut capăt, am avut păltinata, care erau bună. Dumneavoastră, domnul... Eu trebuie să circulă cu tractorul acolo. N-ați înțeles. Discutăm pe rând, da? Mai aveți ceva de discutat? La dumneavoastră se va continua ulița. Domnul Antochi știe că am programat, când prindem un pic și timpul bun, ies, de exemplu, s-au urmărit băieții și au rămas în postmoriți pe Maloate, au cărat două basculante. Nu-i timp de lucrat, dar vrem să muncim. Alaltă i-am cărat 5, dar ieri s-am postmorit și n-am mai putut să lucrăm. A spus că viața a plouat un pic, nu pot să mă duc elicopterul să vă aduc balastru, da? În condițiile în care apa acolo se bagă și v-am mai spus odată că la mine cuvântul e cuvânt și se respectă, firma Alconet va aduce comit acolo, la fel, la Butucele, la fel, la tine. O să vedem într-o săptămână. Încă un lucru, vă menționez, domnul Subotaru, că în 2 luni de zile, proiectul alimentare cu apă, Pătrășcan și Buravoi, va avea probă de presiune. Da? Asta este. Ați văzut cât de bine au lucrat zilele astea, s-a reluat activitatea, s-a întrerupt pe perioada sărbătorilor de iarnă și încă vă rog să rețineți, în construcții iarna, pământul iarna se lucrează mai ales la racordă. Luați și din punct de vedere tehnic, anumite așa o lucrare de proastă calitate. Cu domnul Antochi cu Dimu, mă bucur că ați ridicat această problemă și la fel cu domnul Pașcu, ce mă doare, doamna Brucica, vă rog mult. Haideți, vă rugăm, un pic să ne stimăm, să ne respectăm. Mă bucură că pe toată lumea îi preocupă acum și nu l-a preocupat pe domnul Pascu. Tare, să nu mai vorbim. Domnul primar, ședința este a noastră, fără atacuri la persoană. Nu e atac la persoană, este o constatare. Doamna Bucură, nu mă întrerupeți, da? Să vă spun acum, cum e cu drumul acolo? De fiecare dată am menționat și acum tot ați ridicat problema, ca să nu că nu ați ridicat-o. De la pod în jos, oameni buni, prin post mediu, axa 5, comuna Curavoi, este trecută cu 1000 de metri de gabioane. Deci, proiect european, care înseamnă regularizare rutrotuș, agăș, asă, urechești. Noi suntem la obiectul 11. Dacă în 3 ani și jumătate ați avut al primar mai degrabă, aveam 6 zile și am fost la pe Siret Bacău. Da. Și am făcut notificări la toată lumea, a fost la mediu. Au venit cei de la Aqua Proiect, proiectanții, și au spus, domnul primar, nu ai voie în acea zonă să bați bani de la bugetul local, fiind proiect european. Ar însemna că eu sunt de turist. Încă un lucru vă rog să credeți, acolo în zona aia este... De aia spuneți foarte bine această situație, acolo este în axa minoră, deci Albia minoră a râului. Nu am voie să intervin eu fără autorizație. Va trebui împușcată stânca aia, va trebui mutată insula. Râul trotul să meargă pe mijlocul podului și după aia să se pună acolo pământ și gravioare. Asta este răspunsul, răspuns tehnic și de prima. Restul și pe mine mă doare acea zonă, am mai făcut intrare de la doamna Bucur.
ca să știți, pe la grădina o să mai intrăm acum, nu putem intra iar în zona asta, o să mai punem două triunghiuri ca să poată duce oamenii acolo, să descurcăm și acea zonă până vor veni acești domni cu proiectul european. Deocamdată s-a făcut așa, Comăneștiu, Aseu, Brusturoasa și se va continua Târgu Ocna și Oneștiu și Burabuia. Noi suntem cu Oneștiu la acea stăie. Dacă vă mulțumesc, răspund, dacă nu am actele primărie care vă vedeți. Suntem la vot, amendament. Deci luăm 49 de la fondul de lume și 11 de la, rămânând la DIC 330 și dincolo pentru proiect 60. Asta este conținutul amendamentului. În felul acesta, dacă el trece, se modifică proiectul de buget. Da. Cine este pentru? Și banii pe stanță și olea. Și banii pentru avizele de la SFEU? Da, vă dau răspunsul, scuzați-mă. Da, venim cu suma asta. Domnul, luăm de aici și contradice singur. Noi avem bani acolo, mai venim rectificare de buget. Nu, vice spune pe următor. Ăștia 60 să rămână acolo și mai trebuie 20. Mai trebuie 20. Să spunem ce vrea domnul. Dar eu am spus 60. Dar o spus, domnul vice. Deci în loc de 60 trebuie 80. Răspunsul dau tot eu. 80. Domnul Antochi, vă spun sincer. Și rămân 290. În preambulul acestei ședințe am menționat. Noi avem 60 de mii acolo, da? Da, ăștia care se iau. Practic s-a ajuns ieri. Deci, noi plătim autorizările, da? Care mai sunt nevoie, mai avem atâta. 62 de mii. 328 de mii la Ion. Da, Ion. Apele siriet, nu știu cât o să coste. Ce? Deci suma a fost dată de contabil, nu a fost. Sunt în acest bani. Suma aproximativă. În acest bani, domnul Angozi. Bun, și acest bani nu se vor cheltui până nu se semnează contractul, repet. Unde se găsesc acești bani? În ăștia 6.000 de lei, aici se le găsesc. 60.000 de lei. Și așa stau degeaba. Și la curent trebuie. Stau degeaba, domnule, acolo. Și eu nu pot să semnez proiectul, să dau banul până nu am finanțat la Ministerul Dezvoltării. Am menționat în preambulul acestei ședințe. Nu ținem bani de dragul de a ține în buzunar acolo ca la cec și cum se raportează în fond de lume. Primar, nu ținem buzunare, banii în buzunar chiar cum noi. Banii ăia, chiar dacă rămân, rămân acolo pentru apă, că permanent ați luat banii ăia de la Dumbrava, permanent i-ați folosit bani la drumuri, bani nu știu pe unde, bani. Deci intenționați să nu faceți apă la Dumbrava. Domnul primar, nu v-am întrerupt, nu mă întrerupeți. Deci nu mai puneți atâtea pietici pentru Dumbrava. Cine pune doamne? Dumneavoastră. Dacă trebuie o sumă de 80.000 de lei, 80.000 de lei trebuie pentru Dumbrava. Că nu numai pentru Dumbrava iarba. Este pentru temelia, este pentru Cotinata, este pentru Cotăcești, pentru Dumbrava. Mai respirat, nu v-a dat doamna. Păi dar atunci și tot atâta pentru 10.000, 20.000, tot punem atâta și... Păi tu trebuie cu cuvântul ăsta. Dați-mi doamnă prima să mai punem 20.000. Dați-mi cuvântul să ia cuvântul doamnă, nu așa ca la... Propun 80.000 de lei pentru apă la Dumbrava. În loc de 60. Sunt atâtea discuții acum, vezi, doamne, Dumbrava, Dumbrava, așa este, trebuie la Dumbrava. De ce nu era atâta discuții, că nu era camera la vedere atunci când voiam să facem drumul la Dumbrava, prin Galcum, pierdeam? Da, și am spus. Da, când atunci consilierii la Dumbrava. Am să vedem banii. Deci nu erau de acord. Nu erau de acord. Deci, mi-e vinea să spun că sunt consilier în Guravăie. Să n-aveam un metru pătrat de asfalt ca material didactic, să arătăm la copii, pentru că drumul județean nu era făcut. N-aveam un metru pătrat și noi, adică cei consilieri de la Dumbrava, în special, că nu-i corect asfalt, dar de la PSD, erau cu directiva să nu se facă drumul. Știți, Spirii, nu? Când am ieșit, v-am spus, domnule, la ce... Nu era de acord să luăm banii de la apă, de la Dumbrava și să-i dăm la drum. Am spus prioritate pentru mine, vă rog frumos, eu vorbesc acum. Ieri, discuțiile din comisie erau așa. Doamna Vica, dacă mai vorbești, vă rog frumos să o dați afară, ori dacă nu, haideți, haideți, ce ascultăm? Ieri la comisie, toată lumea era foarte revoltată, cei din grupul celălalt, de fapt, haideți să banii să-i punem în semestru 3 sau 4, ca să nu aibă timp să aviză, să înceapă lucrările pe timp de iarnă și asta. Deci ieri, astăzi, în fața camerei la vedere,
Domnule, chiar vă opuneți pentru Dumbrava, nu s-a opus nimeni. Am fost ieri la comisie, s-a discutat foarte constructiv, dar cât trebuie, hai să vedem. Întrebăm și domnul contabil, că știi mai bine câți bani trebuie la așa. Dacă s-au spus 600 de mii, nu s-au opus nici primarul, nici nimeni dintre consilieri. Considerăm, întrebăm pe domnul contabil, trebuie să neapărat acum acești 200 de milioane, da, pentru că noi considerăm că noi nu murim, domnule, noi lucrăm. Noi, ca și consilieri, lucrăm, mai facem o ședință și mai facem o rectificare, o să mai vină banii, mai avem de unii. Acum ce facem? Chiar pentru 200 de... deci chiar nu s-a băgat la Dumbrava. Cămin cultural, 5 milioane, 5 miliarde. Drumul, o să facă drumul prin Gal să continuă. Acum ce facem? Stai că la Dumbrava nu se bagă ca să dea o imagine. Știți, doamne, uite, doamne, primarul nu vrea. Ușor cu treburile astea, că nu-i corect. Noi, înainte de campanii, noi suntem oameni care vrem să facem ceva pentru comună. De asta suntem aici. Da, ați spus că se face pentru Dumbrava, da? Am alocat banii tot în Consiliul Local pentru gard la Căminul Cultural Dumbrava. Nu există. Am luat prin rectificare de buget banii, i-am dus, nu știu unde au apărut priorități. Ați spus să nu vă întrerup, nu mă întrerupeți, da? Așa. După aia am luat banii de acolo, i-am dus unde i-am dus. A venit alt proiect de hotărâre prin care am dat să se facă parc la Dumbrava. S-a făcut, nu s-a făcut. La fel am luat banii, i-am mutat. A venit proiect de hotărâre să facem drumul, bucățica aia de 700 de metri, 800 de metri, cât este acolo, de drum. De unde am luat banii? Tot de la Dumbrava la apă, da, și m-am opus în acel moment, că am spus prioritar pentru mine este apa și nu drumul. Și am luat tot banii de la apă la Dumbrava. Ca acum să nu alocăm niciun leu pentru banii de la Dumbrava de apă. Și am spus, nu înseamnă alimentare cu apa Dumbrava, nu înseamnă numai Dumbrava. Înseamnă Temelia, Păltinata, Capăta și Motocești. Asta am spus, astea sunt cuvintele mele și astea puteți să mă contraziceți. Da. Deci nu că n-am vrut drum. M-a dat ceva, domnul. Da, răspunsul este puterea mea. Oameni buni, văd că chiar suntem copii mici sau ce suntem aici. Nu este posibil. Când spun o dată, spun a doua oară. Noi suntem obligați să respectăm legea. Nu alocăm bani de dragul de a ne da mare aici. Alocăm să-i putem justifica și cheltui conform legii. Nu ceodată, adică mi-ația nu va semna proiect Dumbrava, deși făcut 90%, domnul Atunci știe că eram programat la proiectant la Bacău și proiectul este gata, 90% mi-asum responsabilitatea. Și trebuia să mergem să facem negocierea, doamna înainte știe, acum să facem că nu știe. Eu cu domnul contabil, cu domnul Antoi, ca să facem negocierea cu firma de proiectare. 90% alimentare cu apă este gata. Pentru demararea, acolo proiectul este plătit SF-ul, așteptăm finanțarea. Când am finanțarea, am bani. Ce pot să jur aici, să dau cuvântul de onoare al primarului domnului Guravoie, în momentul când va fi nevoie, proiectul cu alimentare cu apă Dumbrava nu va suferi din cauza banii. Vom avea bani. Și așa, aceste 60.000 de lei, 600.000 de lei, stau degeaba până primim banii de la Ministerul Dezvoltării. Și vă și spun când îi primim. Luna lui iulie, august, când se fac rectificări de buget. Acum noi primim banii, diferența de 8 miliarde care deja sunt prinse în buget, bugetate, îi primim pe ăștia pentru definitivarea Guravoiei Pătrășcan. Vreți să dezinformăm oamenii, să bată o brată pe sat? Nu. Haideți să fim responsabili, să lăsăm restul. Și sunt 60 de milioane acolo. Vă promit pe cuvânt de onoare, eu voi face proiect de hotărâre în condiții când mai trebuie cu un ban dus la alimentare cu apă. Am spus-o și de fiecare dată am fost contrazis, că nu am SF-ul. Este făcut, este plătit, nu avem nicio datorie la nimeni. Repet și vă rog să se noteze în procesul de la doamna Răileanu, că în condițiile în care, haideți să lăsăm bugetul așa, în condiții când mai este nevoie de un leuț sau de un miliard, acei bani necondiționat vor merge către Dumbrava. Ce vă spun și iar vă rog să notați, având experiența și drumurile de Iași, la Filiaș, la Ministerul Dezvoltării, la Fondul de Garantare a Căilor Rurale, noi primim până la finalul lunii februarie, notați, bani de la drum, de la Dumbrava. Îi dau foarte multă dreptate domnului Grigore când spune, mi-aduc aminte, erau bani europeni și v-ați opus că vreați drum. Nu pot deturna banii de la un proiect european să-l duc în altă parte, vrea X sau Y. Greșiți însăși din modul de gândire. Intrați pe internet, studiați ghidul de finanțare a proiectului europene
și vă rog, supuneți Consiliul Local cu hotărârile te. Domnul primar, asta este, și cu asta ascultăm. Da, mare, ca să nu fie atât ceartă și balamă. Nu, aici nu mi-a trebuit să vreau ăla. Este un proiect de buget. Dar am propus ieri 600 și am fost toți de acord. Acum ne sucim iar pentru 200. Dar dacă toți sunt contabili, aproximativ, ajung 600. Dar poți să dau degeaba. Nu sunt 200, dacă e nevoie, găsim. Sper că ați reținut mesajul meu. Acești 60.000 sunt arhisuficienți să plătim. Eu am să plătim ce mai avem la... Domnul Florin Grigore, da, voiam ca să, cumva, să răspund lui doamna Vica sau... Pentru că spune doamna Enachie. Spre exemplu, a spus că am avut bani acolo alocați pentru gard la Cărâncu. Doamne, haideți să mai vedem și noi cam cine ar trebui să mai facă și treaba asta. Eu îmi pare rău și trebuie să spun, domnul viceprimar, consider că doar este viceprimar, nu este simplu păzire sau nimeni. Lua inițiativă, mai ales că era din comunitatea care l-a reprezentat și l-a avut. Nu, oameni, nu, stați un pic, nu. Dacă erau bani aprobați, dacă erau... Bun, și asta ar fost o soluție, să știți. Soluția ar fi fost asta. Pentru că atunci, pe timpul când am fost eu, am făcut gard la Dumbrava. La Pătrășcani. L-am făcut, stați liniștit, doamnă, că urma, trebuia acolo și un veceu, că au fost niște solicitări, erau niște oameni care veneau de la Parava, stații, stăteau 4 ore și trebuia să ducă pe gardurile oamenilor. Și de asta s-a făcut, să știți. Deci nu, haideți, nu, de... Bun, eu consider că viceprimarul, dacă banii erau, nu l-o opri nimeni să găsească o firmă, doamne, sunt banii aprobați, este o treabă Consiliul Local, dacă așa, și facem garduri. Și o opri cineva treaba asta? Sau chiar, cum am spus, cu oamenii care sunt la școli, că sunt destui de mulți, sunt la 416, sunt, care chiar sunt meseriași, să face, să știți, gardul la Pătrășcani. Așa s-a făcut gardul la Potenata, l-am făcut, eram consilier, am luat inițiativă, știi, la Temelia, așa la Temelia, la fel. Deci, nu, haideți, chiar dacă stăm, mai ales în calitate de viceprimar, și nu opri nimeni pe domnul Vici, și are și experiență, asta este, nu pot să am eu experiență sau dumneavoastră, mai multă experiență are domnul Vici. Neapărat să facă primarul pe toate. Dar nu am găsit banii. Cum, dar doamna Vica spune că am avut acum banii. Dar nu am găsit banii. Putea să facem alt proiect. A spus odată, la următoarea ședință, a spus, domnule, eu chiar vreau să fac gardul ăla, dar nu mai găsesc banii. Adică, unde au fost banii? Păi doamna Vica știe. Nu mai să știu degeaba, lăsă-mă, nu mai știu altceva. Sunt un dator de credite, ca să știu unde banii, nu ai bugetul local, l-am ajutat. Dăm drumul la hotare sau mai e necesar. Eu consider că bugetul este destul de echilibrat. Doamna Vica, spune că bine. La Dubrava... La... Așa, eu permit să vorbesc. Deci s-a alocat pentru toalete și grup social la școală Dubrava, în bugetul actual, nu? Spui că nu. Deci bugetul nu e echilibrat. S-a dat 5 miliarde pentru cămini, plus 6 mii de ron pentru apă. Estimare la drumul eu zic că la Amane e aproape 20.000 de euro. Bani europeni. Mulți bani la Dumnezeu. Da, bun, ok. Am o întrebare la dumneavoastră. Domnii care sunt invitați aici, nu i-am invitat eu. Să-i portem? La nu, ei sunt invitați la ședință, pot veni oricine la ședință. Oamenii au venit. Doamna președinte, vreau să vă spun doar două lucruri. Pe lege. Deci nu fac abstracții de la nimic. Legea 52 pe 2003, republicată cu legea 281 pe 2013, însemnând deliberarea actelor normative. Mă scuzați. Legea o citit și pe internet. Deci vreau să vă zic, domnul primar, pe buget. Domnul primar, pe buget, deci nu vin să bat câmpii. Ați înțeles? Dacă eu v-am respectat și vă respect, respectați-mă. După terminarea ședinței. Deci pe mine mă interesează ca cetățean al comunei, domnul primar, mă interesează ca cetățean al comunei, votarea acestui buget. La finalul ședinței, domnule. Voiam să vă laud, domnule, dar dacă sunteți atât de retrograd, îmi pare rău. Domnule, îmi cer scuze. La finalul ședinței, așa se face. Pentru amendamentul, domnul viceprimar, vă mai ia 20.000, dar... Și trebuie adăugat și cei 150.000 care... Nu avem bani buget, nu putem vorbi de 5.000. Deci, aia rămân. Deci, domnul primar consideră că se va ține de cuvânt când vor veni banii de la... Și ăștia 20.000? Sau
Lăsăm așa, doamna. Da. Președinte, 600 de mii. Da, cum să mai fie nevoie? Dacă nu supuneți la buget. Să vot la vot amendamentul propozit domnul Barbu la buget. S-a votat. S-a votat. S-a votat în unanimitate. Acum o supunem la vot. Dacă mai sunt bugetul și apoi să trebuie mai departe. Supunem la vot. Bugetul și apoi fondul de rune. Da, cine este? Cine este? Ok. Fondul de rune. Cheltuirea banilor a fondului de rune. Și acela de rune separat. Și fondul de rune, punctul cealaltă. Dar domnul primar a spus să trecem la 1 și 2. Nu, fondul de rune separat. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rune pentru investiții în anul 2016. Deci ați discutat-o cu domnul Barbu. Modificat. Da, am spus și domnul Barbu. Deci acolo rămân numai 500, atât. Da, da, am spus că s-au discutat astea amândouă. Deci să supună amândouă proiecte la vot. Și unul, adică 34. Gata, de acord. Și luna de asta e fondul de rume, da. Da. Intrați, treci la punctul ăla. Terminăm mai repede. Amenajamentului pastoral pentru pășunile comunii Gurăvăie. Prezintă primarul comunei. Proiectul de hotărâre, estimați consilieri, este bazat pe legislația în vigoare. Noi am concesionat aceste pășuni și pentru prima dată anul ăsta s-au concesionat toate hectarele de pășune care noi le-am identificat cu un problem de 165. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunile comunei Gurăvăie. Consiliul local al comunei Gurăvăie. Citiți numai punctele din articolul. Hotărăște. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pășunile comunei Gurăvăie conform anexei ce face parte integrală din prezenta hotărâre. Pentru a pune în aplicare amenajamentul pastoral și pentru a monitoriza pășunile comunei Gurăvăie, se împărtășește biroul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Gurăvăie. 3. Serviciul Administrației Publice Locale va comunica instituției prefectului Bacău, persoanelor implicate în concesiune și instituțiilor interesate pe acest hotărâre. Inițiator, primar Mihai Saurea. Doamne, domnul Fiind implicat direct în așa ceva, n-am primit materialul, nu l-am studiat. El trece prin Consiliu și după aia o să ne trezim cu oamenii că o să aibă probleme. Eu zic că ar trebui ăsta chiar să-l primească întâi toți cei care au concesiuni, să-l studieze și pe urmă să-l trecem prin Consiliu. Pentru că ce am văzut eu acolo, nu-s două pagini, foarte mult, trebuie văzut bine, trebuie văzut și ordonanța 34 din 2013, cine spune, ca să nu ne trezim că după ce am votat în Consiliu nu mai putem schimba. Deci aici eu zic că e bine prima dată să-l primească toți, să-l studieze sau să fie chemați cei implicați și după toate astea să fie trecut prin Consiliu. Vreau să intervin și eu. Din legat ce spunea și domnul consilier Pașcu, n-am avut timp, pentru că a fost situația de așa natură, n-am avut timp să studiem celelalte dosare. Să le studiez eu, nu știu dacă au avut timp. Ne studiindu-l, nu mă pot pronunța, eu mă voi abține la acest lucru. Da. Să și să reconsemnați. Nu am avut timp să studiez conținutul. Nu, expunerea de motive și raportul. Și dacă n-am avut... Propunerea Supuneți la vot proiectul. Ca să vadă aprobați, nu aprobați? Cine este pe se amână pentru ședința următoare. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică a interesului Comunii Gurăvăie, Consiliul Local și al primarului Comunii Gurăvăie în instanțele judecătorești. Pe rolul instanțelor de judecată, procese datorită unor
inadvertențe unor încălcări a legislației de prin 2007-2012, pe rol. La ora actuală, numai la case de rotundă, avem cel puțin 37 de procese. Restul sunt rezolvate definitive, irevocabile și din bani în bugetul local. Avem drumul la rotunda de 23 de miliarde de lei. Este tot din 2006. Numai pentru acest proces avem oferte mai multe, dar vă dau citire doar o ofertă, nu pot da numele cabinetului de avocatură și spune doar așa, cabinet X, ofertă pentru a reprezenta Comuna Turavăie în instanță 9.500 lei, deci numai pentru drumul la rotundă. Pe lângă asta, mai avem un proces acum cu Anel Bacu. M-am 3 zile și eu trebuie să dau un răspuns, să fac întâmpinare, să duc actele acolo. În ultimele zile, primarul Comunei Turavăie, asta numai prin procese. Am avut și 3 procese pe zi, 2 la Bacău, numai în aceea zi la Bacău și a trebuit să vin repede și la Gura și la Onești. Nu pot să stau în instanță și legea mi interzice să reprezint instituția, dar ca să salvez totuși ceea ce se mai poate salva în ceasul al 12-lea, am făcut cu cinste, cred, am reprezentat instituția. Dacă dumneavoastră nu mi-aprobați, este a treia, a patra oară când ridic, sincer vă spun, eu personal consider că vă opuneți chiar bunul univers al instituției. Am aici mai multe materiale. Avem cu școala la Temelia, nu-i pe mandatul meu, n-am făcut acolo, n-am semnat 1.100.000 la Nelba. Au semnat alții, dar eu mă judec cu ei ca să-mi termine școala de 3 ani și jumătate și dacă nu-mi votați acolo rapid, ca cel târziu miercuri să duc întâmpinarea la proces, am pierdut procesul. Cred că este momentul să nu mai tergiversăm, să votăm că este interesul nostru să aducem bani la buget. Acolo, Anel Bacu, la estimarea făcută de către expert judiciar, tehnic în construcții, estimează că 1.700.000.000, normal ar mai trebui să ne facă lucrurile astea, să bazi, burlane, scări, aduce scări parcă mâncate de rațe. Plus, grupurile sanitare la care noi ne plângem că nu avem la grupul sanitar la copii, dar pentru firmei cu care mă judec. N-am să pot reprezenta, chiar dacă experiența și-a spus cuvântul, n-am să pot reprezenta în instanță eu. Sunt articole de legi pe care doar poți să le scot de pe internet, dar acolo când te duci te mai pierzi, nefiind profesionist și știu toate chichițele. Dorința mea și pentru binele și mersul în bună condiție ale activității, OAT-ului vă rog să-mi aprobați. Asta este. În referitor la proiectul ăsta de hotărâri, eu cred că noi, consilieri, ar trebui să votăm de tura asta și ar trebui discuțiile cât mai puțin discutate acum, pentru exact cum o zis domnul primar, este a treia sau a patra oară care l-avem în ordinea de zi, l-am discutat mereu, tot s-a mers tot timpul. Amânăm când am studiat materialul. Amânăm când am studiat materialul. Am prins banii și în buget. Am votat bani la buget, că am votat bugetul. Eu zic că să dăm o cale ușoară, că la o discuție avută cu un avocat instantaneu la Bacău, când am fost la procesul Bolțare, dumnealui ne-a prins. Eram 3 consilieri, 2 nu mai sunt în consiliu. Nu, 4 eram și domnul Spătaru. Și așa a precizat avocatul. Nu o să vrea consiliu, nici nu o să vrea avocat la procesele care se pierd, că secretarul să consemne în procesul verbal, vă spun nu ca să votați sau altceva, vă spun exact ce o zis domnul avocat. Să se consemne la procesul verbal, iar primarul are dreptul, după ce pierde unul din procese sau când dânsul poate, să îndrepte către cei care n-au vrut consultanță juridică. Și cred că dacă de 3 de 4 ori ne tot crampănăm să votăm un avocat, cu toate că am prins și bani la buget acolo pentru el acum, înseamnă că exact ce o zis domnul primar, nu vrem bunul mers a primării. Domnul, mulțumesc. Îmi permiteți, dar care proces s-au pierdut cu Vasile, împotriva cui să îndrept? Doamna Bucur, eu am votat avocat anul trecut și am pierdut proces, că venit împotriva mea și m-a avut. Am fost dobitoc și am semnat un contract, trebuie să plătesc banii. Nu e o problemă. Și acum o să votez avocat, pentru că nu vreau ca acum s-au zvonit ani din urmă, sau cum s-a mai discutat și la comisie, păi de ce m-a amânat primarul
procesul cu drumul, că să mă blocheze primăria pe timpul lui, vă aduceți aminte? Dar eu am spus, da. Păi n-am dat, vreau să dau numele. Nu, dar nu e nicio problemă, dar spune. Și de ce să mai pierdem procese când avem bani la buget și putem să vă angajăm un avocat? Poate din 10 câștigă măcar 7 și tot vin. Să pierd 3, e posibil să pierdă 3, să pierdă 4 sau să facă paritate, 5 pierde, 5 câștigă, dar tot vin bani. De ce? Și eu am avut proces și dumneavoastră sunteați în culpa cu procesul. Și am votat avocatul, vin și am pierdut bani, trebuie să dau 28 de milioane. Să plătesc, că am fost dobitor și am semnat un contract cu caz la rotundă. Nu feresc, că asta e situația. Și dacă am pierdut, acum să nu mai votez avocat, că vezi, doamne, uite ăla împotriva mea. Păi poate câștigă la alții 20 pe lângă mine. Mulțumesc, gata, eu sunt pentru a vota. Noi nu suntem împotriva, și eu nu sunt cel puțin împotriva angajării cabinetului de avocatură. N-am spus așa ceva și chiar dacă pot de 3-4 ori pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâri, am spus așa, nu aveam bani, era contractul încheiat în an de zile, acum în februarie se încheia contractul, neștiind că la contract era o clauză care era pe an bugetar și nu pe an calendaristic sau nu mai știu de care, și aceste neînțelegeri au dus la nevotarea sau amânarea proiectului de hotărâri privind angajarea. Faptul că suma care a fost la trecută la așa a fost în expunerea de motive, nu a fost în proiectul de hotărâri. A fost greșit. Deci în proiectul de hotărâri nu există suma care trebuie. Deci acum nu există suma pentru avocat. Da, poftiți, domnul Pașcu. Referitor la școala Temelia, contractul a fost pe 4 miliarde, plus după ce s-au apărut modificări la școală, s-a mai dat 50%. Deci e vorba de 6 miliarde, nu de 9. Sunt facturi, se pot verifica. 4 miliarde a fost contractul, a fost făcută licitații, s-a câștigat de ANELBAC, după aia, pentru că a apărut modificări la școală, i s-a mai dat 50%. Atât. Nu i s-au dat mai mult și nici nu s-au schimbat contractul. Nu s-a schimbat, da. Vă rog frumos, un pic aici. Am spune notificarea în care se menționează foarte clar. Ce să-i mai spun, domnul? Bine, pe tribunalul e altceva, eu mă refer ce-o fost semnat de noi. Ce-o fost semnat? Să minte chiar pe față. Contract. Unde e contract? Fără de contract. Este aici, domnul, te rog să spun eu. S-a votat 6 miliarde 500 peste fisfoarele. Nu există așa ceva. Îmbracă latul. Domnul, nu v-am întrebat. Îmbracă latul la penal. Domnul primar, cu de la singur neputere, cu domnul secretar, au semnat încă un proces verbal, recunoscând niște valori, 6 miliarde de euro. Domnul, da, e sutinița, după aia, plecăm de unde vedeți, ca să nu blochez ședința. Nu blochez ședința, am hârtiile toate, știam. Dar să spun că s-au câștigat procesul. Dar mai câștigat, doamna, o secundă. Ca proiectul la școală la Temelia a fost pe 4.927. Avea voie la acel moment legislația, prin rotire se mai dea voie 50% fără atenție prin Consiliul Local. A făcut-o domnul Pașcu, mai dat că 2 miliarde plus TVA s-a făcut 7 miliarde. Cu tot voie 4. Toate, deci am amestecat corect, doamne, urmăriți-mă logic așa. Da. Deci 4 miliarde plus 2,50% care au voie fără Consiliul Local și TVA 7 miliarde 3 milioane. Acum, domnul primar, în 2008, semnează un proces verbal pe baza unor dispoziții de șantier de 6 miliarde 500. 6 miliarde 500 în 2008 s-au transformat în 9 miliarde 100, pentru care singurul Mihai Ceavărăie s-a dus la Înaltea Curte de Casație. Deci pe fond apel am câștigat singur, nu putea să mă repet pe secretarul, n-aveam jurist și m-am dus la Înaltea Curte de Casație și Justiție, acte cu delegație cu tot, semnat de președinte Copilul Judecate și am câștigat. Cam spus așa, singurul care putea să mai facă atunci primarul, conform legii, prin rotire, 50%. A încălcat total legea și vă dezinformat. Da. Sunt acte clare, primărie sunt în fața mea. Da. Și da. Le dăm și la presă. Ca să nu mai mintă prin stat, că am el nu mai era consilier. Cum a fost domnul cu aia? Cum a fost însemnat? Că ne abatem de la nu ne abatem dacă minte. Să nu mintă așa. Dacă minte, vă minte destul. A fost consilier, domnule. Că mi-e frică de presă sau ce vrea? Consilier, de ce Marginea proiectului de hotărâre.
Eu m-am... Erați consilier, domnul Pacu. Dați-i răspunsul dumneavoastră. Nu pot eu să fac așa ceva. Păi nu puteți, dar acceptați ceva. Hai că am deviat de la ordinea. Păi dar voi trebuie să respectăm. Revenind la ordinea de zi, domnul primar, pentru că a solicitat, am întrebat să vă aprobăm bani pentru angajarea solabilității. Nu mai am decât. Eu m-am abținut în două rânduri pe motiv că nu s-a aprobat bugetul. Acum bugetul este aprobat. Și am mai intervenit cu același lucru. În modificarea proiectului am propus un amendament în care în proiect se trecem și suma. Noi, dacă țineți minte, în bugetul de anul trecut, atunci când s-a solicitat prin proiect de hotărâre angajarea unui cabinet de avocatură, am trecut și suma. 40.000 de RON. S-a trecut suma. Eu am intervenit și acum să se treacă suma. Bun, acum nu este trecută suma. Dar fac, îl întreb pe domnul primar, sau pe domnul contabil. În buget, acum vorbim de buget, în buget la acest capitol de cu cheltuieli judiciare, în care intră probabil și taxele pe care trebuie să le plătiți și așa, inclusiv angajarea cabinetului de avocatură, că nu aveți în altă parte banii prinși. Bun, v-aș întreba așa, cât estimați că în urma negocierilor, în care spuneți că ați reușit foarte multe lucruri pe baza negocierilor, normal, este o cunoscător roman în negocieri. Mai un pic, dar să-mi voie să vă termin. Problema este, din cei 40.000 care sunt prinți în buget, cât estimați că veți cheltui pentru cabinetul de avocatură, angajarea cabinetului de avocatură, pentru că sunt nevoit să vin cu un amendament în care să vă solicit să treceți suma. Dar dacă dumneavoastră spuneți cam cât ați cheltuit, clar că... Domnul Barba. Deci cam la cât vă gândiți să cheltuiți? Pe anul trecut au noi 40.000. Nu, noi am aprobat treaba lui dacă a cheltuit. În Consiliul Local noi am aprobat 40. Păi dacă dumneavoastră jucăm ca la gara, păi avem hotărâri de Consiliul Local. Domnul Barba, cât se ia mai mică ofertă primită în condițiile în care vă rog să credeți. Cât estimați? Avem 11 luni. Deci începem cu februarie, 2200. 2200. Înseamnă 242 de milioane, 24. Da, și vă rămân în condițiile în care, vă spun, numai drumul la ruptă, dar 23 de miliarde, cu școala la Dumbrava, 2 miliarde se va trebui să-i facă lucrarea. Și ați considerat, deci este viață 22 de milioane. Atâta este. Și mai negocierea a fost făcută de mine, doamna Releanu, domnul contabil. Rețineți că cât ați cheltuit dumneavoastră? Peste 100 ceva de milioane ați cheltuit numai cu proces de privare. Da, toate procesele de la prelungire și estimează 24 de milioane. 242 de milioane. 24,200, da. Și mai rămâneți. Da, eu consider... Voi vota. Să putem vota, să avem și noi o cale juridică de a reprezenta atât primarul și Consiliul Local, datorită faptului că secretarul din concediu fără plată, nu crezi că e datoria primarului să ducă să reprezinte Consiliul Local sau Primăria Curatoriei sau instituția, treaba lui e totul altă. Consider, cred că cam toate comunele sau orașele au un cabinet de avocatură angajat ca să reprezintă în instanțe interesele comune și a Consiliului Local. Eu propun să terminăm, mă dați să vă... Dar dacă din convenient, o fost pe suma, să spuneți suma în jurul ăsta. Am dat suma, o dat suma și gata. Am dat o banană. Am greșit când la început trebuie. Bine, eu știu, dar trebuie la bun început să treceți suma în proiectul de hotărâre. Era 24. Punem la bun. 24-200, da? Cine este pentru? Cine este pentru? Așa, nu am fi. Am hotărârea cu domnul Daniel. Și trebuie suma 24.000. Cu amendament. Da. 24.000. Și bugetul local. Din bugetul local. Ne pare rău pentru că nu s-a adus... Suma maximă va fi de deșar. Numai un pic. Domnul... Doamna președinte. Doamna președinte, numai un pic. Deci... La articolul 2, contractul de reprezentare în instanță va fi încheiat în condițiile legii, prin achiziție directă, sumă maximă de 24.000 de lei. Sunteți de acord? 24.200. Sumă maximă de 24.200. Da, ca să fie trecută și sumă.
Deci asta se modifică un amendament la articolul 2, atât. Da. Adică se completează, nu se modifică, se completează. Punctul următor. Haideți. Proiect de hotărâre votat în aprobarea comisiei. Nu, două abțineri. Două abțineri, Lucica și cu doamna Bucur. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei locale de ordine publică. Dați citire. Cine citește materialul? Tot proiectul de hotărâre. Și verbal expunerea de motive. Citiți proiectul, domnule, că sunt operativ. Vreți să vă avem și pe funcția de secretar, domnul primar. Să mă avem și pe funcție de secretar. Pentru că am propus ordinea. Să citească proiectul. Când ți-asumi o responsabilitate într-o funcție de asta, ți-asumi orice tot. Cu bună curere, oameni. Bun, și atunci e în primul ăla. Proiectul de hotărâre privind modificarea comisiei locale de ordine publică la nivelul comunei Gurabăi. Ca fiecare comună, și noi trebuie să avem o comisie pe care trebuie întotdeauna să o reactualizăm cu noi membri. Ia ce facem, s-a terminat ședința? Nu mai rezist oamenii, dar... Citiți proiectul, nu e problemă. Nu mai proiectul. Se aprobă modificarea comisiei locale de ordine publică la nivelul comunei Gurabăi în următoarea componență. Mihal Ceavare, de primar al comunei Gurabăi, domnul Dobă Cătălin Silva, postul de poliție Gurabăi, Tinei Silviu, agent poliție locală Gurabăi, Reneanu Daniela Maria, secretar, Antochi Marica Constantin, viceprimar. Nu vine deocamdată, lăsăm așa. De acolo Daniel, consilier local, Grigore Florin, consilier local. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Gurabăi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Comunei Gurabăi, pe cum și pe site-ul nostru. Hai fac o mențiune. Întotdeauna a fost deficitar la publicarea pe site-ul primăriei cu hotărârile Consiliului Local. În sensul că noi suntem obligați în 3 zile să publicăm pe site-ul nostru. Poate a fost o scăpare și a mea, mi-asum responsabilitatea, dar am persoane delegate care să fac acest lucru și întotdeauna, domnul secretar, s-a eschivat de la acest îndatorit. Cam asta ar fi, vorbim să mi-aprobat acest proiect de hotărâre, este conform legii și în normalitate. Da. Ceilalți consilieri care spune la vot, dacă devine imediat. Până la vot. Sunt de acord cu lui Sfântul. Să vă mai comisii locale. De ordine publică. Și de este pe Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Gurabăi de a realiza și întocmi raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Gurabăi pentru activitatea desfășurată în 2015. Aici aș merge tot pe ceea ce este omenește, pe ceea ce este legal. Legea 215 a funcționarului public menționează în mod expres calificativul secretarul de primarul la propunerea Consiliului Local, la mandatarea de către Consiliul Local a primarului. De ce? Întotdeauna cred că această primărie n-a avut secretar. Întotdeauna și pe mandatul celorlalți primari l-am dus acasă cu mașina mea. Întotdeauna când a trebuit să facă ceva, n-a făcut. Întotdeauna când a venit curtea de conturi și a luat concediu de odihnă. Am la mine 3 asemenea solicitări ale domnului secretar. Odată pe mandatul meu de 2 ani vroia suspende singur, autosuspende din funcție. Astăzi, când nouă ne este greu, domnul secretar ia și-a luat 3 luni de zile concediu fără plată, cu mențiunea că vrea să se angajeze la altă unitate. S-a strâns un pic cercul
nelegiurilor și ilegalităților făptuite și simte că e nevoie să plece. Vă menționez cu multă, așa, cu multă sinceritate, că sunt surprins câte nereguli am găsit când am intrat în primărie. Salariații primăriei n-aveau nici revisaluri deschise, cărți de muncă neactualizate, nu erau dispoziții trimise la prefectură. Eu, la ANFP, nicăieri. Când au venit la ANFP, a fugit, fraților, și m-a lăsat tot pe mine cu sarcina în spinar. Vă spun că la finalul, când a predat acum, la finalul anului trecut, din noiembrie, din 1 noiembrie, nu trimisese la prefectură nicio dispoziție. Doamna Bățica. Nu vă poate da în instanță. Singur, poate ataca... Poate pe mine. Doar primarul. Da. Eu nu poate ataca la... Nu trimisese la prefectură, era din la 1 noiembrie 2015, nicio dispoziție. Nici o tărâre de Consiliul Local. Le-a făcut tot doamna Răedeanu. Am înțeles, da, dar așa au fost. Deci se votează calificativul și după aceea noi îl mandatăm de domnul primar. Nu. Mandatați primarul să dea calificativul. Că așa spune. Evaluarea o face primarul conform 600... E hotărâre de guvern. Da, 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și reformarea carierei funcționarilor publici. Primarul, în baza propunerii Consiliului Local... Funcționarea carierei, primarul, nu așa scrie acolo. Evaluarea se face și scrie, se face de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Da. În fiecare an. Al carierei. Evaluarea primarului. El intră în rândul funcționarilor publici. Evaluarea se face de la 1 ianuarie. Legea este aici. Eu am citit tot ce este, dar domnul Barbu știe. Bun. Vă mai pot arăta o hârtie. Și am multe. Și îmi pare rău că nici nu vreau să mă fac de rușine să fac comuna de rușine, să vă arăt un caiet de procese verbale de ședință, fără bopeziu, fără să fie șnuruit, fără nume rotat. Asta spune convita domnului secretar. Nu vă spun că înainte de a pleca în concediu acum, fără frată, într-o săptămână l-am trimis eu de rușine, ca să nu fac instituția de râs, l-am trimis acasă cu taximul sau cu mașina primăriei. N-am să pot să continui așa. Și vă mai spun că am o sesizare la primărie făcută de un grup de consilieri. Privire la hotărârea numărul 84. Uitați-o aici. Am făcut. La finalul anului, asta a fost ședința pe 24 decembrie. S-a făcut, avem proces verbal de ședință, și le trimit la prefectură. Dar când a încheiat procesul la finalul anului, caietul de procese verbale, și a scris, a menționat, în anul 2015 s-au făcut atâtea hotărâri. Și nu, dar n-am mai prins aceasta, a lăsat până la hotărârea 83. Va plăti, și modificat. Dar lăsați să-l plătească. Dacă tot îl ținem în brațe, această instituție chiar cred că eu m-am uitat în registrul ăla. 84 nu există nicăieri. La 84 da, doamnă, este da. Proces verbal că se încheia. Să vă spun de ce? Fiindcă domnul secretar perioada este era permanent beat. Da? Am mai știut că am dat o hotărâre de 24, deci vă dați seama că 24 cât era de viat el, da? Asta este. Domnul primar, dar secretarul dacă era atât de viat, în momentul când s-a dus la președintele de ședință să-i semneze procesul verbal, deci și președintele ședință nu semnat pentru că el era viat și nu știa ce fost. Ați fost în ședință, ați fost. Aprobat, aveți proces verbal de ședință, ați luat banii pentru ea. Deci încolo, că n-ați scris el la final... Domnul, vă rog frumos, nu spuneți că ați fost la ședință, că ați luat bani. Dacă nu știți că ați fost, de ce? Nu de asta, dar nu câtea dumneata o iei totdeauna invers. Nu ți-a spus un lucru și am zis foarte bine. Considerați că nu s-a făcut ședința? Nu e bine. Când Gămara a spus de trei ori. Nu s-a făcut ședința, când s-a dus cu hotărârea modificată. Secretarul, doamnă, nu-i problema mea. Doamna președinte. Atunci ce vreți să-l apărați? Nu-l apăr nimic, dar dacă dumneata, dacă se
secretarul vine la mine, care este președinte de ședință, să-i semneze o hotărâre și țapă în dibia. Eu mai mă duc să mă uit să văd și ce dragul mai scris în el. Doamna doctor, dar cine răspunde din legalitate? Președintele sau secretarul? Da, președinte, dacă îmi dați voie legată de ceea ce noi am inițiat un proiect de hotărâre jurist consilier, deși nu trebuia, că am venit cu argumente și am zis că în 14 domnul primar a avut semnat un proiect de hotărâre, exact cum am noi cei 7 consilieri. Și n-a fost pus pe ședința extraordinară pe ordinea de sesiune. Am venit în 24 cu un proiect de hotărâre semnat de 8 consilieri. Proiectul prindea 3 articole. La articolul 1 se aproba rețeaua școlară. Este vorba de unitățile școlare. Avem la nivel de comună 3 unități gimnaziale, arondate toate la școală de centru și 4 unități de învățământ preșcolar. Sunt 7 unități, asta trebuie aprobat. Asta s-a cerut. La articolul 2 erau cei împuternici și se ducă și la 3 unde se duce. Ei, ce se întâmplă? În momentul în care s-a cerut de la inspectoratul școlar hotărârea, hotărârea care au trimis-o la inspectoratul școlar are 4 articole. Iar la articolul 2 este trecut față de proiect, iar ăsta este proiectul, acel articol în care ne compromite total pe noi toți, pentru că nici n-am dezbătut treaba asta, adică nu s-ar punea problemă, nu era bugetul. Nu? Consiliul Local nu va asigura finanțarea unităților de învățământ la solicitările școlii. Noi n-am votat așa ceva. Eu, ca să aplanăm orice hotărâre, ca să o poți revoca, trebuie să treacă prin cabinetul juridic al prefectului. Eu am făcut în numele colegi, m-am consultat cu ei, am trimis prin fax o adresă către domnul primar, în care am arătat clar că solicităm revocarea acestei hotărâri 84 pentru motivul simplu. Nu respectat conținutul proiectului de hotărâre. Atât. Am primit și eu răspuns, am primit și la primărie. Ne se cer, eu am trimis la domnul prefect copie după proiect și după hotărâre. Nu știam că trebuie neapărat conform cu original. El, când îmi trimite acum domnul răspuns la și mie și la... Ne cer aceste documente, deci care au stat la baza emiterii, deci te cere hotărârea, documente care au stat la adoptarea hotărârii, avizul inspectoratului școlar legat de rețeaua școlară și procesul verbal și dosarul de... Astea sunt lucruri, dar trebuie să scrie pe el conform cu original. Eu două le-am trimis fără, că nu am știut. Deci, cabinetul juridic al prefecturii va constata că hotărârea este corectă, așa cum a fost trimisă. Sau propune Consiliul Local revocare, tot noi trebuie să o facem. Da. Deci asta ar fi o problemă, ca să nu, pentru că am avut acele discuții și noi am mers. Am scris la prefectură ca să clarifice că redactarea oricărei hotărâri, proiectele le pot face un grup de consilieri sau domnul primar și le face domnul secretar. Dar redactarea hotărârii pe baza proiectului aprobate nu se face decât de către secretar. El este cel care. El este obligat să respecte conținutul hotărârii cum a fost proiectul. Dacă s-a modificat, cum am propus astăzi, amendament, se modifică, dacă nu proiectul. Nu s-a făcut propuneri de amendament. S-au discutat, dar n-a venit unul să spună, domnule, modificăm proiectul de hotărâre, introducem un articol în care nu suntem de acord cu finanțarea. Și până la urmă, se vota, dacă trecea amendament, bine, se modifica proiectul. Da. Este greșeala lui că hotărârea. Eu am discutat cu el la telefon, am zis că s-au făcut sub presiune, altă variantă era că atunci când s-a solicitat pe 29 de ani. Domnul Marcu, zi, să termine din el. Calificativ cu ce ai dat? Nu, eu nu pot să dau calificativ. Iar legat de ceea ce se... Legea este o hotărâre de guvern care stabilește clar modul cum se face evaluarea funcționarilor publici. Este articolul ăsta, e 107, alineatul 2, punctul D, în care stabilește clar, citește cât vreți. Primarul, pe baza propunerii Consiliului Local pentru secretarul Comunei Orașului. Se numără evaluare. Deci, una baza... e să mandatăm, alta și este... una e să propunem și una e să dăm calificativ. Orice hotărâre, orice ceea ce face o măsură luată de nu se poate lua decât prin hotărâre. Noi nu putem interveni verbal. Deci, domn primar vine și ne solicită un proiect de hotărâre în care să rămân puternici, conform legislației. Acum, dumneavoastră, dar nu putem noi... Nu am Consiliul Local este... Noi nu putem să-i facem evaluare, nu ne dă voie legea. Deci legea nu scrie acolo, că dacă spunea evaluarea după ei este avizat de Consiliul Local și Consiliul Local face și el evaluare. Nu scrie așa ceva. Cum făcea un secretar până acum, noi am zis că așa e bine. Așa a fost legal, domnul Barbu. Noi, în Consiliul de Administrație, avem dreptul
nu dreptul, ne obligă legea să-i dăm un calificativ sub orice formă, că e formă cu bilețele, că e cu vot închis, cu vot deschis, cu vot de prefectura n-a respins nicio hotărâre făcută din anii precedenți. Discuția am avut și anul trecut. Deci înseamnă că hotărârea a fost corectă, făcut ce a făcut el. Da, am o propunere, ca să stingem o leacă, doamnă, ați mai spus-o. Vreau să vă întreb ceva. În ședința de rândul trecut ați spus în felul următor și atunci se televiza. Ați spus că această hotărâre care este făcută modificată a fost făcută de doamna Petronela Gama pentru că secretarul era viat. Și atunci s-o televiza. Dacă au înregistrarea, vă vedeți pe înregistrare. Așa am auzit eu. Așa am auzit la radio. Nu, domnul primar, a fost aici o ședință. Domnul, ia stați-o, leacă, fraților. Să citim din obligațiile secretarului. Evaluarea? Da, dați-mi voi să vă dau răspunsul. Atribuțiile secretarului Comunei Gura Văi, anexa 3, la situația anual 214 din 2012, primar Valentin Mihalcea. Conduce și controlează aplicarea, respectarea actelor normative în vigoare cu privire la activitățile Consiliului Local în concordanță cu principiile statutului de drept. Da. Conduce, tot la fel, comunicarea, deci el asigur comunicarea către autoritățile, instituțiile prefectului în termen de 10 zile, orice hotărârea în Consiliul Local, discuțiunea. Și atunci se apără. A respectat acest domn secretar, vreți să dați calificativul dumneavoastră, vă rog mult, și dați cu responsabilitate. Dacă vreți binele instituției, nu vă obligă nimeni să mă mandatați pe mine. Dacă dumneavoastră vezi, dacă nu atât, ce facem aici? Pe mine mă deranjează faptul că într-o ședință se spune că a fost făcut din nu știu cine, că el era de așa o semnă. Doamne, dar aveți voi să-l face. Lăsați-mă hotărârea, că am și eu aia domnul. Nu care e problema. Eu vă spun că s-a spus că această hotărâre a fost făcută de altcineva. Care presiune? Noi n-avem abur. A fost făcută de altcineva. N-avem cazan de abur aici. Era viața observată. Prefectura va stabili. Da. Da. Bun. Ca idee, mențin încă o dată rugămintea să luați decizia corectă pentru instituție. Vreți dumneavoastră? Da, propunem la... O să vreți secretar. Vreți secretar, vreți, nu vreți secretar, nu vreți. Bun. Eu nu înțeleg. Dacă domnul primar este împuternicit, cum ați spus aici, cum a spus articolul ăsta de la aliniatul 2, litera D, când nu le-ați mai pus pe celălalt, așa, dacă domnul primar are calitate de evaluator, de ce mai vine în Consiliul Local să ceară mandatarea, să-i dea calificativul? Așa înțelegeți dumneavoastră legea, așa spune. Nu, dumneavoastră ați spus aici articolul. Nu ați mai interpretat cum e. Nu, dar problema este că el este în concediu fără plată și să-i face evaluarea. Calificativ secretarului. Da, spun eu. Nu vreau să-i dau, dar unde știi dumneavoastră, dacă votez, îi dau mie să vă spun eu, cele mai mari ilegalități le-a făcut cu dumneavoastră. Și cu dumneavoastră, domnul primar. Așa, cea mai mare ilegalitate cu mandat de renul primăriei, nu a aruncat un oameni Petronela. La doamna Ienac era de nașa de stoc, așa pe dreapta. Nu credeți dumneavoastră. Domnul Banzul, nu vă ține cea la mea să nu era. Se pune la vot ce vreți dumneavoastră. Da, da. Se pune la vot mandatarea primarului, mandatul primarului sau ce faci? Păi nu puneți la vot, supuneți la vot pentru că votările așa cum este el. Dacă nu-i dați calificativ care? Tura viitoare, domn Calificat. Ce votăm? Mă dată. Forma inițială în votare. Nu, abțin. Ca ce nu te dăm desi? Și eu mă abțin? Da, mai studiez lege, n-am mai. E ceva ambigu. Ce se e valoare, nu-i spui așa? Nu, 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 n
astea cei zâne, sau măcar lune acolo, citeam să mai și vedeam legea și atunci nu mai comentam. Din trei ședințe tot ridic problema. Ați venit să vă mandatați pe jandarmerie? Vă rog frumos! N-ați venit nici într-o ședință cu așa ceva. Acum ați venit cu proiectul de hotărâre. De ce spune dumneavoastră? Dacă acum ați venit și dumneavoastră ne-a convocat ieri și altă ședință. Ce să citim? Da, propun. Am ultimul proiect. Proiect de hotărâre. Dar faceți evaluarea și umbliți cu ea și noi... Nu se poate face evaluarea fără mandatarea... Da, dar ne mută... Domnul primar este evaluator conform articolului care l-am pus aici, doamna secretară. Acum sunteți și juristă. Păi tu aici ce vreți? Aici spune clar că domnul primar este evaluator. Și am spus mai înainte eu. Păi și dacă domnul primar este evaluator, de ce până acum l-a evaluat Consiliul Local, vă întreb? Și când s-a schimbat legea, doamnă? Păi asta este din 2008. Anul trecut l-ați evaluat ca Consiliul Local. Da. Și de ce l-ați evaluat? De ce nu l-ați evaluat? Domnul a mandatat cineva? Ce-a făcut el? De ce primarul nu l-a mandatat? Un calificativ după care domnul primar... Domnul consilier, vă rog să poftiți la loc acolo. La modificarea inventarului bun, dacă îmi permiteți. Am văzut în inventariere făcută din 1999. Acolo m-am uitat. Este căminul Dumbrava care nu mai există, este cămin de la motocești care nu mai există, școala de motocești care nu mai există. Aici cred că nu avem ce comentea mai mult decât cele care nu există să scot din inventarul bunurilor și cu asta. Inclusiv, acum ce faci? Ai să scoți din inventar și mașina, dar dacă vine mâine evaluatorul, ce faci? Nu, doar punctul ăsta... Îl lăsăm pe ședința viitoare, nu? Nu, nu are nicio legătură cu modificarea... Dar ce nu se dă și ce nu se dă? Că s-au luat niște bani pe... Eu am avea un gândit, iertați-mă, iar sunt pe felii și sunt corect legătură. Noastră mă mandatați doar ca eu să le... Deci cu proiectul de hotărâre al dumneavoastră, eu să mă ocup de... Vânzarea acestor, sau vreți clarea vă, sau... Dar nu asta este. M-ați înțeles aia bunul. Nu, 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 la bunuri publice. Modificarea inventarului bunurilor. Hai să-i cu totul alții. Pentru că acolo mai sunt, dar nu există. Doamna, haideți să vă spun eu. Proiectul de hotărâri face referință la 30. Eu îl prezint ca să nu se răstrămățească. La terenul de fotbal de la Dumbrava. Doamna Luțica, și stimați consilier. Pentru 35 și 36. Stimați consilier. Votăm că avem pământ mai mult. Și 3.000 metri. Am proiectul de bază sportivă, gura voie, consultanță tot. Același proiect vreau să-l implementez la școală la Dumbrava la mine. Am făcut cadastru acolo. Spre surpriza făcută a noastră, față de hotărârea, cu hotărârea prefectului de atunci, la ordinul prefectului, am găsit mai mult. La OCPI când te duci, spune, domnule, trebuie hotărâre de Consiliul Local pentru diferența de 1.500 de metri care sunt în plus. Nu o să spunem acum că îl dăm la acestea al nostru, stăpânim de atâția ani de zile și pe acel teren vrem să facem bază sportivă. Consider că trebuie aprobat. Avem raportul de specialitate al doamnei inginer Popa, avem de la OCPI cadastru făcut, de la firma așa au fost și la graduri. Așa au fost și la graduri. Sigur, și la graduri am găsit diferențe. Deci, așa este, atunci se măsura cu mama, măsura cu compasul, acum când veni cu tipiță. Dar nu mi-ați dat, nu mi-ați dat toată. Vă dau toată, doamnă, dar ce v-ați tot ce vă dau. Să punem la vot. Bine, se... Nu m-au zis, doamna... Da, și vot. Este o adresă venită de la Inspectoratul Școlar, domnilor consilieri, nu m-am zis că ei mi-a scăpat la începutul ședinței, dar nu e nicio problemă și acum. Asta la diverse, da? Deci este o adresă venită de la
Inspectoratul Școlar Bacău, în care, printre altele, spune în felul următor. Este legat de planul de școlarizare pe care noi l-am aprobat și urma ca Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar să-l aprobe și l-au aprobat. Deci e vorba de unitățile școlare, cum am zis, alea 3 gimnaziale și 4 pentru învățământ preșcolar. Altceva nimic. Și spune așa, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Bacău, în ședința din data de 11.01.2016, a hotărât să acorde avizul conform privind organizarea rețelei școlare din unitatea dumneavoastră administrativ-teritorială, conform anexei, și anexa este aici. Anexa prinde exact Inspectoratul Școlar, Duravăi, Dumbrava, Temelia și cele 4 grădinițe. Grădinițe Duravăi, grădinițe Temelia, Plătinata și Dumbrava. Ne solicită tot ei, după primirea avizului conform, Consiliul Local al Unității dumneavoastră trebuie să emită o hotărâre, având ca obiect organizarea rețelei școlare în anul de graza comunii, în anul 2016. Hotărârea de Consiliu va fi comunicată Inspectoratului Școlar în original. Grupul de consilieri, pentru că am văzut că nu a fost trecut pe ordinea de zi, suntem un număr de 7 consilieri care am semnat proiectul. Proiectul sună în felul următor. A murit domnul. Da. Se aprobă organizarea rețelei școlare în trezele învățământ de stat comuna Duravăi și Brâncova în 2016, conform anexei. Primarul Comunei Duravăi, directorul școlii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărârii se comunică la instituția prefectului, primarul comunii, directorul școlii și inspectoratul școlar. Am aici și anexat conform expunerea de motive în care sunt trecute toate actele care solicită, în baza cărora se avizează de către inspectoratul școlar funcționarea unităților și raportul, vă propun ca să votăm și acest proiect pentru ca să putem să-i dăm drumul la Bacău. Este vorba, așa cum v-am spus. Ori ne-a zis, s-a votat odată, cer scuze. La ședința următoare, da? Ca idee, este treaba primară, răspunsul și inspectoratului școlar. Mi-a zis domnul Barbu, facem proiectul hotărârii că atunci când l-au făcut. Hai să ne facem acum. Domnul, v-am trecut multe. Este obligația mea să dau răspunsul și îl dau conform legii. Nu facem proiectul hotărârii. Dar cum să vedeți la final de ședință? Nu mai un pic. Doamna, ați votat pe ordine de zi, să trebuie președinte. Dar nu voiam să... Ce vreți? Să reîntoarce, a spus ce vreți, să reîntoarce dința de la început? Am înțeles dumneavoastră politic greșit, nu mă interesează de politic. Oricum, cu proiectul de zi, Stimați consilieri, stimați invitați, citeam acum vreo câteva zile un raport, nu mai contează cui, dat prin copy-paste din Comuna Caragiale. Comuna Caragiale, fostă Haimanale, cu activitatea ce se desfășoară la noi aici. Scuzați-mă că vă spun ce s-a întâmplat astăzi. Nu este de Consiliul Local, domnule. Deci ați discutat aseară, v-ați înțeles. Este greu să vă mai certați, domnule. Sunt lucruri bune care trebuie să meargă înainte. Cine să le facă scandalul? Ați văzut vreodată în moment de scandal să se facă ceva bun? Nimic. Mintile încinse nu duc la nimic bun, domnilor. Îmi pare rău că trebuie să intervin. M-am bucurat la un moment dat când pe scena Căminului Cultural s-au spus de astăzi vor fi 2 primari. Nu este niciun primar, domnule. În situația asta nu există niciun primar. 2 capete încinse. Război între dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun și vă spun cu cea mai mare responsabilitate. Ca să stai între Ciocan și Nicovală și sub presiune totală de atâta timp este
total nelalocuit. N-am văzut, deci eu am fost primar 4 ani. Vreau să vă spun că nu ne-am certat în 4 ani cât v-ați certat dumneavoastră acum. Nu se poate, domnilor. Măcar acum, la sfârșit de mandat, vreți să ajungeți ca după 4 ani de mandat să treceți unii pe lângă alții și să întoarceți spatele, deși 40 de ani ați mers de mână la școală, asta se dorește. Sunt copii, deci nu sunt probabil de acord în totalitate cu modul cum a făcut-o domnul Barbu, pe la spate cu acea hotărâre, cu aprobarea Consiliului Local a planului de școlarizare. Dar mă doare sufletul știind că Mustea, consilierul Mustea, are 4 copii la școală. 4. 4 copii la școală pe care noi suntem obligați să facem, să le dăm educație cum și nouă ni s-a dat educație. De ce? Vreau doar două lucruri vreau să vă spun. Care, deci s-a făcut o greșeală. Proiectul cu angajarea juristului a căzut odată cu votarea bugetului. Punct și de la capăt. Deci trebuia discutată, ați legat boi invers la căruță. Într-o altă ordine de idei care vreau să vă spun, sunt multe lucruri care trebuie continuate. Dacă eu la vremea respectivă am măsurat drumul de la intrare de jos, drumul DC111C, mi se datorează. Eu am fost cel care am ținut de ruletă, am fost cu goroi, l-am măsurat și astăzi s-au făcut și pod, s-a făcut și drum și o să continui și pe Enata să facă vechiul drum care era odată. Mă interesează ca toată lumea să circule corect prin comună. Mă interesează. Nu spun, n-am făcut niciodată și n-am reclamat niciodată primăria, deși am văzut câteodată și încălcări ale legii. Nu spun care. Că s-au făcut. Probabil s-au luat decizii fără a să știi prea multe lucruri. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem îndrepta lucrurile. Ce mai vreau să vă spun? Cu școala de la Temelia. Domnilor, școala de la Temelia a fost făcută, deci propunerea de refacere a școlii Temelia a fost făcută de un expert evaluator. Au venit, deci în prima fază banii au venit de la Ministerul Învățământului, 3 miliarde, pe un SF-ul făcut de subsemnatul, cu mențiunea ca și Consiliul Județean să ne dea niște bani vis-a-vis de acel SF-ul. S-a făcut, e bun, s-a făcut școală. A venit anul 2007, intrarea în Uniunea Europeană. Nu mai sunt atâția copii în școală, la acea școală. Dar nu putem lăsa, și vă spun, ca zilele trecute, când a fost gheață și zăpadă, copii care am văzut că femeia de serviciu îi urca pe scări la deal. Avea dreptate, domn primar, că nu s-au făcut acele scări. Cine trebuia să le facă? Să le facă copilul? Nu, trebuia făcut de la care probabil din anumite interese s-au făcut niște derogări. Evaluarea făcută de Consiliul Județean, domn primar, și vă rog să vă duceți la Dana Andreescu, care este verișoara mea primară. Ea a fost cea care a făcut din partea Consiliului Județean evaluarea. Acea evaluare este de 7,8 miliarde de lei, deci 7,8 miliarde de lei văzută de mine, nu de 12 miliarde, că domnul primar Pașcu a spus că a câștigat acel proces. Este foarte bine să dea bani înapoi domnul Anelbar, să dea înapoi domnul Anelbar. Sau să termine școala. Deci sunt multe lucruri care sunt lucruri bune și trebuie să le facem. De ce trebuie să ne certăm? Nu știu, va veni campania electorală, vor veni idei. O chestie și închei. Domnilor, bugetul local se aprobă în ședință publică. Punct. 2. Bugetul local, conform legii 52, republicată cu 281, trebuie supusă dezbaterii publice. Nu s-a făcut. O bilă neagră pentru executiv.
Deci, acel buget trebuia să adus la cunoștința tuturor oamenilor. Nu mai existau discuții. Dar dacă tot s-a făcut, nu mai trebuia să ne certăm. 2. Transparența decizională prin 544, care eu ca cetățean am dreptul să iau cuvântul la absolut orice ședință și absolut orice problemă care este în comunitatea asta, nu mă îngrădește nimeni să-mi exprim opinia. Cum de fapt opinia nici a domnului primar vis-a-vis de activitatea domnului secretar. Nimeni nu interzice primarului să își spună opinia. Este opinia dumnealui și trecută prin hotărârea dumneavoastră. Asta este legea. Deci opinia, domnul primar venea astăzi și spunea, părerea mea este că domnul Cutare a făcut cutare, dacă sunteți de acord, sunteți de acord, dacă nu sunteți de acord, nu sunteți de acord. Domnul primar punea până la loc comanda, până dumneavoastră vă dădeați seama că ceea ce spunea domnul primar poate fi și adevărat. Pe de cealaltă parte, bună chestia spusă de domnul Pașcu. Dom'le, nu pot. Deci și cei care sunt, îi vedeți plimbați cu la lisia imunități, trebuie să duc în comisii, deci secretarul, trebuia să vină în comisia care este la nivelul de etică și ce mai este la nivelul Consiliului Local și să spună părerea. Deci nu putem lua o decizie în momentul în care noi nu știm și cealaltă variantă. Este grav. Așa văd eu lucrurile. Dacă dumneavoastră le vedeți altfel, îmi pare foarte rău, înseamnă că trăim în lumi diferite. Deci, vă rog tare mult și cu cea mai mare simpatie pe care o am față de toți, tot Consiliul, pentru că sunteți aleșii noștri. Cu bune și cu rele, vreau să vă spun că acest buget care l-ați aprobat astăzi include în mare parte 90% din multe lucrurile bune care trebuie să făcute. Le-ați gândit bine, fără parte priori. Că e vorba de 2 miliarde, de 5 miliarde de euro. A greșit și domnul Vici. Și a avut dreptate domnului, nu vreau să-i dau dreptate domnului primar în totalitate. Deci acei 500 sau 400 de milioane sau 600 de milioane care erau acolo ținuți, se poate printr-o rectificare ulterior să dau banii ăștia. Aprobarea acelor aprobări la acele SF-uri trebuie să meargă înainte. Dacă dumneavoastră, dacă după mine ar fi fost cineva care să susțină sau să vă susțină cum am susținut sau cum vă susțin eu, din umbră pe dumneavoastră. Deci eu v-am susținut din umbră. Sunt buni lucrurile, nu sunt buni. Nu s-a auzit vreodată vreun consilier că v-am făcut de râs, că am avut atacuri la adresa dumneavoastră. Nu, la chestii de principiu. Deci astea sunt. Îmi pare foarte rău. Deci, pe de o parte vă laud, pe de cealaltă parte trebuie să fiți mai uniți. Cu bune și cu rele. Asta este societatea noastră. Nu toată lumea. Pentru că dacă am fi cu toții la fel, am fi, cum să spun eu, ar fi o uniformitate. Nu putem. Bun. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc. Nu m-au completat la acest domnul Andreescu, dar să fie sincer să recunoască că a spus de Consiliu că ne certăm. Ca și fost primar și fost consilier, după ce a fost primar, cunoașteți de și atunci certurile care erau. Recunoașteți că câte conflicte am avut noi și cât ne-am certat și ne-am bătut, s-au făcut mult mai mult decât în consiliile vechi. Nu, deci aveți curaj și recunoașteți și bun. Chiar dacă ne-am certat și ne-am atât. Domnul la urmă s-au votat totul bine și o mers toate bine. Domnul Vârlan, deci vreau să vă spun că în anul 2004, eu când intram în Consiliul Local, mi-era rușine, domnule. Deci dacă eu ridicam vocea la cineva, mi-era rușine. Pentru că acolo erau profesori, erau învățători, erau oameni care, cum să spun eu, impuneau respect. Dumneavoastră, deci prin această atitudine, vă decredibilizați. Deci, tot respectul la ceea ce spui, degeaba ai oameni numai profesionali și numai ingineri, doctor și alante, dacă nu mi-ești nimic pentru comunitate. Eu zic să nu mai candidăm. Ca idee. Regret un singur lucru. Când am spus că vor fi doi primari, doi viceprimari. Și asta am încheiat. Asta vă dau de dreptate. Mulțumesc mult. Vă sunt consilier local. Da, spuneți domnul primar. Haideți să vă spun.
Că dar îi luăm pe toți. Să nu pierdă ideea. Cine se ocupă acum de mutațiile care se fac în Comuna Bravei? Registrul agricol. Mare atenție, domn primar, cu avalanșă de consilieri din Comuna Parava care vin cu coace, își fac mutații acum că vor să candideze la primărie. Asta am vrut să spun. Adică s-au întins. O zic că la Bravei nu s-au contactat. Păi nu, că foarte bine, am venit la Onest, până acum am venit la Onest, s-au făcut și acum. Asta am vrut să spun. Mă bucur ce spune domnul Florin și vă mai spun parcă văd consiliul local, era acolo, Reneanul, bă, erau vreo 8 de la Onești consiliere pe gura voi, mai durea pe cod de digul de la... Aștia când l-ați de pe cu la capăt, dar să-l atenedia. Haideți să-l ascultăm pe domnul Spătar și domnul... Da. Domnul Spătar. Domnule, sincer să fiu, astăzi voi pleca cu o mulțumire. Că am participat totuși la o ședință, în care interesul local a fost așa așezat încât să mulțumească toate localitățile. Și aici am să mă refer la faptul că în mandatul domnului Pașcu a fost demolat căminul cultural. Dar și în celelalte mandate anterioare nu s-a dat importanța acestui lăcaș. A fost lăsat în paragină și în degradare. Este necesar pentru cele două sate, Dumdava și Capul. Nu trebuie să ne întâlnim pe la Podeci, pe la biserică. Chiar și Temelia și Pantinata da. Sunt arondate acolo. Sunt, da. Dacă vreau să continui și cu lista demolărilor, pentru că cea mai mare, eu o numesc crimă, este demolarea fostei școli din Temelia. Doar vă spun, eram elev în clasa 4-a, când învățătorul Galieru și directorul școlii a încolonat băieții uleacă mai și ne-a pus să ducem câte doi dulapi. Deci câte un dulap, doi elevi, la școala Temelia, luați de la magazia primăriei Grotele. În 1954, când în 52 s-a făcut reforma monetară, un caiet costa un ban. Și când cu greutate s-au strâns acei bani din toată comuna Grotele ca să construiască acel locaș. El era, avea centrală, avea uși, geamuri, termopan, era în perfectă stare, n-a avut nicio zgârietură după cutremurile care au avut loc din 7, 7, 9, 6, nu mai departe. Deci nu trebuia demolat. Doar trebuia făcute două săli de clasă și era spațiu suficient pentru satul Temelie. S-a construit acea școală cu trei săli de clasă, unde e a patra, și sălile mici. Sper că se va pune capăt tuturor discuțiilor contradictorii, să aveți o campanie electorală civilizată. Nu pot să spun că astăzi a stăpânit cu adevărat ședința. Deci ați ținut râul, ați venit documentat, pentru că și în timpul când eram consilier, primarii care au fost, dacă erau veniți cu documente... Pașcu nu știa ce piața urma de mie. Da. Domnul primar, v-am rugat să mă faceți o dată la persoană, dar nu contează. Diversi acolo la președinte. Nu mai am. Da. Da. O plec la stâlnă, domnul președinte. Nu o plec la stâlnă. Două întrebări. Cine va plăti pentru chermuș? Domnul primar. Domnul primar.
cine va plăti banii imputați lui Chelmuș? Domnul spătator, este un proces de mor, cu certitudine vă plătiți ei vinovați. Vinovați de neducere la îndeplinire a hotărârii și a, a hotărârii penale se fac Hoborici, secretar și domnul coordonator de fete Pascu Vasile. Dânsii mai încearcă ultimele chichițe, ultimele modalități de a se eschiva de la această plată, dar au văzut că se strânge șurubul. Ca idee vă spun cu certitudine, știți cine l-a apărat pe domnul Pascu, doamna Bucuroș, care în perioada când acea hotărâre penală trebuia pusă în execuție, era angajată întâmplător la primăria Gulavăi și a luat 1.230.000 de lei la primăria Gulavăi, fără a face nici un demers pentru recuperare. Cum mai vedea? Iar cu privire la cerț cu bolțare, tot domnul Pascu din cauza dânsului și a domnului secretar s-au prescris. Da. Vă dau răspunsul și îndreptă. Prescrierea, ați văzut, vă întreba președinte ședință. Prescrierea a fost forțată de cei doi. Corect. Pentru că până pe 8 octombrie, dacă reacționa, nu se mai făcea prescriere. Așa a da? Dumnezeu cu bolțarea. Așa a avut Dumnezeu. Deci nu s-au, da, spus nu s-au vândut și eu ce pot să-mi spun, îmi reproșez. Că am fost președinte de ședință la acea dată, dați-mi voi. Și trebuia să contez la prefect. Dar am lăsat să facă primarul și secretarul, care nu l-a făcut. Da. Spuneți-o. Mulțumesc. Eu sunt cetățean al Comunii Gurahăi, statul Dumbrava. Stau chiar poartă în poartă cu biserica acolo sus. Am depus primărie. Ce vreau să vă spun? Aici m-am născut, aici am făcut naveta de la Sturz. Aș vrea niște întrebări. Pentru că domnul Turtunic, când nu ieși așa, în lipsă. Nu-i bine să vorbesc. O sta 12 ani de zile la primăria Comunii Gurahăi. Aș vrea să vă întreb pentru dumneavoastră, că ați fost consilier, în parte, pe momentul sau că atunci. O făcut ceva satul ăsta? Comunii ăștia au făcut ceva? Lică Pașcu, eu i-am făcut campanie electorală cu domnul Costel Vârlan, cu vecinul meu. Și am zis în felul următor, domne, este un om gospodar, are voi și degeaba ai carte multă. Dacă nu ești om gospodar, degeaba ești inteligent dacă ai hobby-ul a furatul și a înșelatului. Degeaba ești, te alege lumea primar dacă tu, când ai ales, nu știi să-i pui pe toți să-i alinți și după aceea le torci fundul. Nu fac o apreciere deosebită la conducerea actuală. Dar înainte când Mărceanu vinea la primărie, ți era scârbă să intri în primărie. Dușumele rupte, scări murdare, vece unul făcut ca lumea. Când te duci la ora actuală, are stimă și respect din partea mea, domnul primar și domnul viceprimar, cât ți-e drag să duci la primărie. Acum, văd că sunteți o gașcă de oameni, care sunteți oameni de aici, de sat, de cunoaștere. Domnule, lăsați orgolii la o parte. Lăsați ideea că eu sunt mai pregătit, că cel mai slab, nu știu. Trebuie să punem mâna să ne înțelegem ca într-o familie. Ce ar însemna că eu am 4 copii, eu mă duc zi de zi la crâșmă, femeia o ia pensa să bea cafeaua la 5 acasă. Ne mai respectăm cafea, mai nu. Așa și la domnul primar, am pretenții la ei că e cu părul alb, și mai mic cu mine cu 5 ani de zile. Și domnul inginer Antonie, că a fost cu mine acolo la Iuc, mă zice, lăsăm orgoli la o parte. Hai, domnule, să facem ceva pentru sat. Pentru că știi ceva, băi, trece Antohilică, da, băi, făcut ceva. Băi, trece Nică Pașcu, fă-tu l-o încur pe mâna asta să vă fost tot an de zile la primărie. Ce-a făcut? O făcut la Păiana Ursului. Vă invit să mergeți cu mine, că eu am văzut o elică, Ioaca cu el. Să vedeți ce-a făcut el acolo. De unde eu am avut el să bani, să facă atâtea deamă, să facă toate oile lui Pașcu și-a lui Barbu și-a lui care mai este și-a lănără, să facă oile. Și-a lui cum dată în Cosaia, lui Mitrașca. Să duc de la Dumbrava, să duc numai la el la așa. Este proiect acolo care după de primărie. Bine, nu mă interesează. El nu a făcut... El, auziți, nu a făcut nimic. Îl iubi Georgian, e prezent aici. Andreescu i-a spus, Georgiene, dacă ai să faci roseaua, ai să mori primar. Georgiene, dacă dă Dumnezeu să fii mâna să faci, să muți comuna la Dumbrava, că domitocul are ce așa răscă. Primăria. Așa, ne-a amestecat harnicii cu putroșii.
Ca să vă spun care este treaba. Soția mea a lucrat la colectiv. 17 ani de zile. Când s-a stricat CAP-ul, am găsit lista la magazin. 17 ani, Radu Tinca are 17 ani. Când am venit și am dat referința cu 2 ani să iasă la pensie, știți cât am găsit, doamnă? 12 ani. Și în aceia 12 ani, pontată nu mă îmbătaie de joc. Și am crescut și 4 copii, Mitru Ceaușescu, și am fost arestat și dus la colonelul Țoie pentru 5 franzieri. De aceea, vă rog, am venit la dumneavoastră ca cu rugămintea. Și am spus la biserică, duminică, că eu la biserică, eu cânt în stradă. Eu sunt școleacă plecat, pentru că eu sunt o fiind nervos. Dom'le, eu am crescut fără tare la dosare 14 ani, părinții mei au fost bătuți și juiți de comuniști și eu n-am înghițit comuniști niciodată. Pentru că tata meu a fost legat cu sârmă, înțăpat cu sura, care, deși e care duce, dar de ce nu mă televizeze? Eu vorbesc la aici ca la gard. Auziți oameni buni. Eu eram copil mic și în clasa 4 mi-a pus tot unul la portare când a trecut la colectiv. Și trebuia să fiu ultima propoziție cu 7 clase și a devenit prima propoziție cu 8 clase. Și am făcut școală și la seral și m-am chinuit și am muncit și am mâncat. Cu 50 de deputate, a lucrat la cel mai scârbos director de oradul și 28 de ani, 26 de zile la compresoare, la iute. Zăi Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L ierte. Așa. Da, scurt. Acum să vă spun. Acum, toată țara asta, la hulit de Ceaușescu, un prost, un idiot cu 4 clase, dar 600 de tâmpiți, că altfel nu posibil, cu facultăți, cu doctorat. Profesor doctor, cu doctorate, cu doctorat. Zicea că Oprescu este un om curat, un mărșav. Și de aceea vă rog foarte frumos, domnule, cine greșește să plătească, domnule? Corect. Nu vă supărați că v-am deranjat, a vorbit prea mult în ce-i spuse. Eu vă urez din partea mea multă sănătate, putere de muncă. Și cei ce vreți, binele comunii să vă dea Dumnezeu sănătate, cei ce vreți să vă facă Dumnezeu, să vă dea împlinirea lui Vărul Lucifer. Pentru că știi ceva? Nu este frumos ca să-ți bați joc de familie, de copii, dacă i-ai. I-ai făcut, te-ai îndrăgostit. Te-a ales lumea. Ești primar, ești viceprimar, ești consilier. Am stimul și respect, domnul omul ăsta a ținut cu sapă. Așa că, la ora actuală, de 25 de ani, mă înțeleg, de 20 de ani, acum și are 4 ani, domnul primar, s-a mișcat ceva în satul ăsta. Că dacă vă spun, m-am dus în potbolit la ruptură și am venit cu vacile și la nuc la Apagerul, în Bahna, mă înțeleasă, am intrat și n-am mai putut, a fost nevoie să zvâr ăsta, cum spun eu, fânul jos. Că nu puteam să-l scos cu vacile, că era mai și până așa plin de mână. Și m-am întâlnit cu instantaneu, cu acest om, care este primarul ăsta la actuală. Doamne, uitați așa, așa. Și-a venit omul ăsta și nu era primar. Și-a venit cu escavatorul și alta, a pus o conductă acolo și la ora actuală avea și balastul putem să ieșim cu șosetă. De ce se vin? Nu stea nu. Chiar nu se... Nu minți că ți-a mai adus de Ionor Grădeanu și făcut din noi Săteniam. Bre, nu știu. Nu minți asta. Bre, vrei asta lea. Ești spune-ți doar. Bun. Eu doar abia vreau. Asta lea. Dacă nu a dus ceva, dacă nu a dus ceva, adică, dacă nu a dus ceva, adică Pașcu, și-a dus acolo la Zăvoi, la Zatare. Și a doua zi, eu trimis oameni de furat ceva și eu furat și grădeanul lui Văsii. Nu facem campanie. Domnul Cosmin, îmi cei scuze dacă am greșit ceva. Nu, Cosmin, doar se mai întâmplă, mai ne mai aprindem și noi. Ce pot să vă spun? Două lucruri. Unu, acolo n-am pus seama. Și căminul cultural. Nu m-a un pic ascultat ceva. Acolo n-am pus seama, am pus triunghiul să pot vedea. N-are cum să le pun alții, adică doar alții le-am adus de la conta cerușă la chimică. Și cu asta am încheiat, ca să nu mai punem ca asta. N-a spus. Trec mai departe. Domnul Costică, într-adevăr, aveți dreptate cu ce evidență s-a ținut la funcția pe privina mea. Noi, anul ăsta care a trecut,
am făcut arhivarea în proporție de 80%. Ei, pe baza arhivării făcute acum, a ținerii evidenței și electronii și a eroarii mână cu mână la fiecare document, poate de Dumnezeu să mai găsim și alte documente. Arhivarea se termină în 2 săptămâni, deci arhivarea se termină în 2 săptămâni, după aceste 2 săptămâni, vă invit la primărie și cu responsabilitate căutăm și electronic și fiecare fișă care avem acolo. Dar este făcut, sunt fișe individuale de la ce apel, domnule. Să vă spun și de ce. Când am intrat primar undeva într-o magazie, datorită inundațiilor, o parte din arhiva primăriei era acolo, nu se mai știa nimic de ea, da? Am reluat această activitate, era în obligația primarului, am avut bani, n-am avut bani alocați, la o rectificare de buget, am făcut arhivarea, da? Numai o întrebare a ta, pot să adunți duminică oameni la biserică, că Consiliul Local a comunit cu la Băie, satul Dumbrava, s-o acoperi ca cu oamenii culturali? Da, da, sigur. 5 milioane. Miliard. 5 miliarde de lei. Ce sunt noi? 500 de lei. Asta. Aproape jumătate de lei pentru tineretul culturali. Asta sunt de lei. 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 Asta sunt de lei.